România astăzi încearcă să trăiască, vom unor modele care, în foarte mare măsură, nu sunt ale ei. Este o țară care încearcă cu disperare să-și falsifice prezentul și viitorul pentru că și-a uitat trecutul. Nu mai poți genera elite. Nu mai pui în elite care să conducă România, care să aibă, de exemplu, o voce articulată și competentă în cadrul, de exemplu, al actualului conflict. Elite diplomatice. De unde le scoți? A, trebuie să ai încredere în comisarii europeni că vor negocia pentru tine și vaccinurile și diplomația și... Nu, deci tu, elitele tale, unde mai e Alexandrie, unde mai sunt Brătieni, unde mai sunt... Din ce școală ies? Nu mai avem. Și atunci, normal că în cele din urmă este vorba și despre o ștergere a României de pe hartă, pentru că dispărăm sub povara propriei incompetențe generate de acest sistem care e programat să producă incompetență. Sunt oamenii care au patentul reformei, care vin și aplică un anumit model, ei știu cum se face această reformă, ca să distrugă învățământul, să ți-l modeleze pentru anumite scopuri care nu sunt ale noastre, ale națiunii sunt alte scopuri, ale, 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 pieței muncii globale, ale nevoilor corporațiilor pentru anumite monoculturi. Las că noi ne facem monoculturile de atiști sau de ingineri sau de în anumite locuri de pe fața pământului și tu, păi, tu poți să speli wc liniștit. Ești bun pentru asta. scopul învățământului românesc ar trebui să fie acela de a crea români capabili și integri, deci români uh, competenți și integri, capabili să-și guverneze, să-și locuiască propria țară. Vă salut, dragi prieteni, pe drept cuvânt, încântat de revedere. Invitatul meu de astăzi este un prieten foarte bun, profesor universitar, doctor în istorie, redactor șef al revistei Convorbiri Literare din Iași, poet, scriitor și eseist, Mircea Platon, de salut! Bună seara! Bine ai venit! Bine v-am găsit! Foarte bucuros să te am oaspete, mai ales că ultima oară când am vorbit, țin minte că a fost o discuție memorabilă în compania unor prieteni foarte dragi și mi-am propus de atunci să te am ca invitat și mă bucur foarte mult că ai acceptat invitația și că ai venit Taman de la Iași. Cum a fost uh, drumul? Așa romantic cum îți da, drumul este foarte romantic pentru că mai ales că pe anumite părți se merge cu viteze mai mici decât cele din secolul al am care ne duc către începuturile revoluției industriale. Se merge uneori datorită crizei căilor ferate pe anumite tronsoane cu viteze de 40-50 de km pe oră. Deci Drumul a fost extraordinar de romantic. Eu oricum sunt întotdeauna am rămas un suporter al căilor ferate ca, române. Ca fiu de ceferist, nu? Ca fiu de ceferist și ca om care admiră epoca victoriană și uh, biruințele uh, Revoluției Industriale. Ai fost, prin urmare, foarte fericit să faci drumul Iași-București cu trenul după atâta vreme. Da, 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 da. Uh, Mircea, aș începe cu o întrebare foarte directă. Și aș vrea să am mă o mărturisire în premieră, să nu mai fi existat mărturisirea asta la niciun post TV la care ai fost tu invitat și nicio conferință la care ai fost invitat și te-am ascultat, mărturisesc la multe conferințe și vreau să fii deschis. Zi drept, a câta, tu reprezinți a câta generație descendentă din filozoful grec Platon? <laughs> Știți că... cam atâta să fie? Hai spune, fii, fii onest. Știți că Platon se spunea că se trage din Poseidon? Familia era de nobilime, de nobilime ateniană care se tragea din, din Poseidon. Ar fi, deci, foarte frumos să, să mă trag din zei. Creștin fiind, însă, mi-asum niște origini mai umile, mai smerite. Tot ceea ce știu este că familia mea de pe, de pe Tată. Provine de undeva din, din, din Botoșan, din părțile Voronei, unde desigur că uh, au existat uh, foarte mulți călugări, este mănăstirea Vorona, deci uh, existau un mediu din acesta eclezial uh, grecesc, uh, cu, erau o combinație acolo pentru că pe de-o parte erau ucenici ai sfântului Paisie Velcicovski și pe de-altă parte erau, erau greci. Familia probabil că e de greci. Judecând după fotografiile de familie, aș zice că erau, erau, greci și întotdeauna, cel puțin în Statele Unite ale Americii, când mă vedeau greci și aflau cum mă cheamă și spuneau tu cum ești de-al nostru. După cum mă arăt și după cum te cheamă ești clar grec. Acum, legătura cu, cu cu Platon nu știu, nu știu care a fost și, și, cum, și cum, a fost, se pierde negura veacurilor, vorba, vorba Cea ca mai toate lucrurile de la noi din, din România. Nu avem atestări documentare. Nu există atestări documentare, dar există <laughs> un adevăr. Prin urmare, reprezinți o generație care se trage din, Filozoful Platon, că albinte nu te-ar fi chemat uh, Platon. Oricum, în Grecia mă simt ca acasă. Îmi place foarte mult să bat templele. <laughs> Prin urmare, e clar. Ai, ai demonstrat în seara asta și pornim cu o declarație în, în premieră, pe care o să o și valorificăm ca atare. Uh, Mircea, uh, revenind la lucruri mai. Uh, serioase, îmi dau seama că e foarte complicat ca într-un dialog, într-un într taifas uh, obișnuit să cuprindem uh, totalitatea sau, sau, sau măcar parte din uh, vastele subiecte care te-au preocupat și pe care le-ai dezvoltat în cărțile pe care le-ai scris și pe care le-am în dreapta mea, în eseurile, peste sute de eseuri pe care le-ai scris sau în conferințele în care ai participat ca lector. Mi-asumă această imposibilitate și uh, mi-am propus ca să ne limităm fatalmente dialogul nostru la 4-5 subiecte care țin de specializarea ta și care țin de preocuparea ta predilectă a ultimilor ani. Și aș și mă refer la istorie și la educație. Și dacă este să vorbesc despre istorie, m-ar interesa să vorbim puțin despre, despre România, despre românism, despre, despre patriotism și naționalism. Sunt subiecte de care te-ai ocupat și de care ai scris. Aș vrea să vorbim puțin și despre un subiect care mă preocupă și pe mine și care ar putea fi formulat sub forma unei întrebări retorice, dar pe care o putem dezvolta. Cum se scrie istoria astăzi? Ce înseamnă astăzi istoriografia și narativul? Aș vrea să vorbim despre educație evident, despre întâi despre subiectul pe care l-ai tratat cu foarte mare maestrie și cu foarte și foarte temeinic, deșcolarizarea României și să vorbim și despre deșcolarizarea digitală a României, pentru că ai scris o lucrare separată pe subiect. Mergem da. pe planul ăsta? Da, 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 da. Da? Dacă ai de completat ceva, fi liber. Nu, voiam doar să spun că dacă, dacă, e să revenim la cum se scrie istoria astăzi, trebuie să facem, să ne întoarcem nu la Platon, ci la Aristotel, pentru că, pentru că s-a pierdut foarte mult din, în discursul public, în discursul public, fie el politic sau istoriografic, orice referință la realitate s-a pierdut foarte mult uh, înțelegerea adevărului ca adevăr corespondență, adică ca enunț care corespunde unui stări de fapt, ca expresia unui stări de fapt. Vorbim foarte mult apropo de narrativă în adevărul coerență, adică adevărul care sunt adevărul doar pentru că ele corespund premizelor de la care am pornit, corespund să se înscriu într-o anumită narațiune, confirmă o anumită narațiune ceea ce nu are absolut nimic de a face cu adevărul acesta corespondență a lui Aristotel. O istoria uh, urmărea și urmărește uh, istoriografia, ar trebui să urmărească să refacă pe cât e cu putință un, un, anumit, un anumit traseu, uh, să spunem așa, uh, politic, cultural, istoric, cu o anumită identitate a unei anumite epoci și să ne, să ne redea înțelesul acelei epoci. Ori noi acum lucrăm foarte mult, se lucrează foarte mult în istoriografie pe bază de demitizări și de, și de diverse lentile ideologice adăugate acestui adevăr corespondență, care distorsionează relația dintre munți și, și realitate. Se, se aplică diverse filtre, se aplică diverse taburi, sunt sunt deja foarte multe tabu, nu ai voie să discuți despre anumite, despre anumite zone ale istoriei, nu, nu ai voie să, să discuți critic despre ele și atunci o anumită parte a istoriografiei, nu, nu toată istoriografia, desigur, pentru că este foarte un număr imens de mare de istorici onorabili și foarte buni și în Occident și la noi, se ocupă, de fapt, istoriografia a devenit și ea un fel de adjuvant al politicilor de inginerie socială, al, al, al educării. Și e, e, e trist. O, o, o să revin asupra, asupra temei. Ascultându-te, îmi dau seama cât de multe teme uh, pot fi extrase din, din, din tezele tale. Eu mă simt acum ca un student, știi, ca la examen. Domnul profesor, eu știu, eu știu foarte bine subiectul, dar nu știu cum să încep. Uh, Mi-e greu să și încep. Și aș începe totuși cu o amplasare a noastră într-un context pe care l-am numit România Românism. Înainte de a vorbi despre România educată, România needucată, România școlarizată sau deșcolarizată, România analogă sau România digitală, să ne plasăm puțin într-un gen proxim, să vedem ce e România, ce e România astăzi și ce e românismul și ce e patria și patriotismul, ce e național și naționalismul și, bun, subiecte care ne-ar putea, ne putea epuiza, dar și fizic și emoțional. Dar, dar aș începe așa, printr-o curiozitate cum, cum ai, dacă ai fi, un exercițiu de imaginație, dacă ai fi provocat să trimiți așa, ca la, o șco ca la un examen de olimpiadă, ca la o, la o, de, de, o, o scrisoare unui prieten de la universitățile tale, Boston sau, poftim, la Paris, că e mai de aproape de noi. Și ar trebui să prezinți țara ta. Cum ai spune, ce e România astăzi? Ce e România astăzi? România astăzi încearcă să trăiască după conform unor modele care în foarte mare măsură nu sunt ale ei. Este o țară care încearcă cu disperare să-și Falsifice prezentul și viitorul pentru că și-a uitat trecutul, pentru că nu mai știe să reconstituie acest trecut. România astăzi este o țară destul de tristă, deși sunt foarte mulți oameni care ne asigură că trăim în cel mai bun context geopolitic și economic în care a trăit România vreodată. Poate că trăim într-un context geopolitic fericit pentru România. Însă, nu știu de ce, deși trăim în acest context geopolitic extrem de fericit, se vorbește din ce în ce mai intens de pregătirea românilor, a populației, cum se spune, nu a națiunii, se spune populația pentru război. Suntem, deci, și odată ce, ce se discută de această pregătire pentru război, a început din nou să se pună problema mizelor pentru ce ar mai putea lupta românii. Pentru că începând din anii 90, desigur, în mare măsură și datorită valului de, eu l-am numit atunci pseudonaționalism primar, venind dinspre, dinspre o anumită zonă, dinspre defunctul Partidul de România Mare, naționalismul românesc a căpătat o, o, o aură negativă. Să nu uităm însă că România s-a construit ca proiect naționalist în secolul al XIX-lea, începând cu 1821, continuând cu 1848, cu 1859, mă rog, nu vreau să vorbesc ca Agamiță Dandanache aici, totuși 1866 s-a mers, mers pe această linie a națiunii înțeleasă etnic. Unirea tuturor românilor, pentru care s-a luptat, s-a murit, s-a construit, s-a construit cultural, inclusiv Liga pentru Unitatea Culturală a Românilor, a lui Iorga, etc., etc., nu mai intru acum în toate acestea mânunte, toate avea la bază primatul acesta al naționalismului etnic. După 1990, de ce spun de, de falsificarea uh, identității noastre? S-a bătut foarte mult monedă după concepte împrumutate din alte părți, unde într-adevăr funcționează acest lucru, S-a mers pe ideea naționalismului civic, adică o națiune definită ca fidelitate față de o anumită ordine constituțională. Da? Acest lucru era valabil în două, în două, cazuri. În cazul națiunilor compozite, națiuni alcătuite din imigranți și în cazul națiunilor imperiale, națiuni care erau definite prin fidelitatea lor față de dinastie, de exemplu. Da? De exemplu, România de Lenin trăitorii în imperiu erau patrioți sau naționaliști civici prin fidelitate față de dinastia domnitoare. Noi românii ne-am definit prin fidelitate față de în înțeles etnic, adică nația fiind acel grup uh, uh, care are recunoaște, are conștiința unor rădăcini comune, are o limbă comună, are de cele mai multe o religie comună, un teritoriu comun și o istorie comună. Sunt toate, aceste, sunt toate aceste lucruri. Mă rog, la națiunile medievale, de exemplu, în cazul Franței sau al altor națiuni, chiar și al Angliei, existau chiar și sfinți ocrotitori ai granițelor, care era un anumit sfânt, deci exista chiar și, și acest aspect, ceea ce se numește, să zicem, naționalism liturgic. Acest tip de naționalism a fost blamat, a fost, a fost pus sub acuzare după 1990. Întotdeauna ni s-a vorbit despre, după cum spuneam, ori despre România Mare, ori despre naționalismul legionar, trecându-se cu vederea toată construcția culturală na naționalistă care a făcut cu putință România Mare, România Interbelică. Eu o numesc România elitelor boierești și monahice, pentru că asta a fost România, de fapt, în care încă trăim astăzi. Nu știu, la nivel de clădiri, de peisaje, de zone urbanistice, ne place încă să trăim în acea Românie. Acea Românie nu a fost cea a unui proiect pur civic. Chiar discutam cu prieteni de-ai mei americani care erau, desigur, mult mai, mult mai atașați de ideea naționalismului civic și le explicam ce se întâmplă în România și le spuneam, uite, acum la noi se bate monedă pe naționalismul civic și spuneam, bun, dar e imposibil de trăit, în Europa nu se poate trăi doar așa. Și după cum se vede din din, din tot ce se întâmplă în Europa în ultimii ani, inclusiv în Franța, inclusiv în uh, Italia, inclusiv în țările de jos, în Olanda, Belgia etc., asistăm la o resurgență a acestui, acestui tip de conștiință națională. Bun, dar dacă ar fi să, să, tra, să traduc în, între acest tip de naționalism, îmi, îmi propusesem să discut, da, profit de. de... HALTA pe care o faci, ca să repre, iau un termen ciferistic, faci o haltă în domeniul naționalismului și, da, înțeleg diferența între naționalismul etnic și cel civic, ca fiind legătura între mine cu neamul meu, eu cu neamurile mele, naționalismul etnic, respectiv eu cu concetățenii mei, naționalismul civic. Tu spui la un moment dat, într-un text de-al tău, că vechii intelectuali de stânga, deveniți între timp intelectual de dreapta, au trecut la o poziție nuanțată. În loc să respingă fățiși un concept sau o realitate, o redefinesc. Astfel, dacă națiunea a devenit între timp acceptabilă, acest lucru s-a făcut doar cu prețul redefinirii ei, cu prețul unei operații de schimbare de identitate. În loc de națiunea etnică, ni se dă voie la națiunea civică. Tradiția națională, specificul național, eroii istoriei naționale, conștiința unei origini comune, toate sunt, în continuare, fasciste. Națiunea și naționalismul de acest fel sunt, în continuare, considerate naziste, tribale, totalitare. Dar naționalismul civic e bun. E bun, da. Și acest lucru are legătură și cu, și cu educația, pentru că, de exemplu, legea educației din 2011 spunea că educația își asumă menirea de a oferi societății românești infrastructura mentală pentru ca societatea românească să-și respecte și asume obligațiile pe care uh, uh, și le-a. Le uh, să-și respecte obligațiile pe care și le-a asumat conform tratatelor internaționale. Cu alte cuvinte, în momentul în care definești națiunea doar prin o anumită ordine constituțională, poate aceste ordini constituționale devin toate tratatele pe care le-am încheiat. Și deci națiunea devine pur și simplu respectarea tuturor acestor tratate. Că e vorba de tratatul cu Organizația Mondială a Sănătății referitor la pandemii sau altceva, că e, vorba ferește. De... că e vorba de orice altceva, ele devin, ești un bun român dacă respecti... Dacă respecti toate aceste obligații asumate de cineva în numele tău, pentru că aici ești națiunea română, din acest punct de vedere juridic, ești na națiunea română. Și și atunci, școala, de aceea, uh, practic, se, se vorbește foarte mult de, de socializare, de adaptare, de educație socială, de toate. s-au introdus toate aceste pseudomaterii și s-au făcut chiar și din predarea istoriei. Uh, s-a făcut un fel de cocktail diluat, diluat așa civic care este administrat elevilor, pentru că, practic, odată ce te definești nu pe bază de conștiință istorică, pe bază de conștiință etnică, ci pe bază de obligații asumate și de texte de lege, devii vulnerabil la orice redefinire Putință, deci, de oricare e definie. Ca să te completez cu zisele unui uh, mare istoric, Mircea Platon, când nu mai știi cine ești pentru că nu mai știi cine ți-au fost strămoșii, îți inventezi o identitate pe baza mărcilor de blugi pe care îi porți. Mircea, revin puțin la subiectul numit România. Uh, Mi-ar plăcea să uh, revii la o analiza ta pe care o faci în lucrarea Elitele și Conștiința Națională, uh, în care tu faci o afirmație, conform căreia România a fost cea mai înfloritoare în două epoci istorice. Prima ar fi 1859-1930 și. Cea a doua ar fi perioada deceniului 7 din secolul trecut. 1960, 1970 și ceva. Dezgheț, da. Dezghețul uh, care a început prin 60 și s-a terminat înainte de 80. Și spui tu, citez, infrastructura instituțională și efervescența culturală ale acestor două epoci nu își iau corespondent în România postdecembristă. În alți termeni, România postdecembristă este undeva departe de ce a însemnat atât România post mica unire, perioada marcată de reformele pe care tu le știi mult mai bine decât mine, anii 1860 și mai departe, și, în al doilea rând, România comunistă a lui final de Gheorghe Udej, început de Nicolae Ceaușescu. Da. Cu, cum, Cineva care n-ar fi, care, care trăiește astăzi după o eliberare de jugul asupritor comunist, după ce și-a recâștigat dreptul la liberă circulație, dreptul la liberă expresie, după ce și a revăzut magazinele pline cu etichete strălucitoare. Ar putea fi nedumerit. Cum adică România anilor 60 e o epocă mai înfloritoare decât România de astăzi. Da, sigur, se poate și economiștii discută foarte mult în termeni de GDP sau de, mă rog, care iarăși, toate aceste cifre pot fi manipulate și cu afate în fel și chip. La ce mă referam când am scris acest lucru? Mă refeream odată la, sigur, istoria documentată a construirea României începând uh, cu generația de la 1948, să spunem așa, grosomot, 1848-1948, e o, o etapă. Uh, și de multe ori chiar și această etapă este atacată, uh, chiar din punct de vedere al școlarizării, chiar din punct de vedere al performanțelor economice, etc. Totuși să reținem că sub regimul comunist până în anii 80 Punctul de referință al regimului comuniste era România, în 1938. Era folosit mereu uh, în toate statisticile oficiale, producția de oțel a României în da, da. 1938. Avem, deci, o, să spunem așa, un, un punct de referință care nu e ușor uh, de contestabil. La ce, sigur că partea aceasta cu comunismul pentru generațiile mai noi, care cred că comunismul a căzut atunci când. Uh, a căzut Adrian Năstase de la putere, care nu știu, sunt foarte mulți oameni care uh, deja nici nu mai știu nici măcar de Nicolae Ceaușescu. Pentru ei comunismul e ciuma roșie Ion Iliescu anii 90 și prelungerea lor până, până, după, anii, până după anii 2000. Uh, pentru această generație, sigur că pare ciudat să spui de ce s-a întâmplat în România a sfârșitului anilor 60 și anilor 70. Însă atunci s-a întâmplat un fenomen foarte interesant. Pe de-o parte, exista o prelungire a elitelor intelectuale interbelice. Unii oameni au supraviețuit, unii oameni au ieșit din închisori și au fost reîncadrați în câmpul muncii, cum se spunea atunci, au fost reprimiți în institute de cercetare, etc. etc. De la fizicieni, matematicieni, până la, să spunem, istorici literari sau critici literari. Mi-aduc aminte pentru că l-am și cunoscut pe. Uh, mai de nostru critic literar Ovidiu Papadima, cum uh, a rămas celebră scena cu George Călinescu, pe care o povestesc mai mulți, cum a pe holurile institutului când a ieșit Papa Dima din închisoare și Călinescu ți-o păia pe holul gând vine Papa Dima, vine Papadima, pentru că urmași să-l angajeze. În sfârșit, veneau oamenii lui, competenții, interbelic, pe care îi putea angaja din nou la institut, oamenii care avea, avea încredere. Pe de o parte, deci a existat această prelungire încă în anii 60, pe de altă parte, a fost tot acel program de dezvoltare a capacității românești de cercetare și de producție în, în România. Și eu, de exemplu, am cunoscut foarte. Am cunoscut matematicieni, de exemplu, americani, mai matematicieni americani, care îmi povesteau cum au venit ei la București în, în 1968 și ce școală de matematică avea România atunci. Și ce făcea România în domeniul cibernetic atunci, în 1968, și de ce bun prieteni aveau și cum se putea colabora. Și știu aceste lucruri pe matematică, pe fizică. Deci, astea au lucruri de cercetare fundamentală și de inovație. Pe chimie, la fel. Deci, a fost atunci uh, un fel de uh, avânt din acesta. Probabil că și din punct de vedere politic au fost încă anumite elite mai responsabile economic, politic, au știut să orienteze România în contextul acesta pe de o parte al caerului, pe de altă parte al, al, războiului rece, care au, au știut să creeze acest angrenaj. Astfel încât noi în anii 60-70 nu ofeream doar mână de lucru ieftină, fie că vorbim de industria de IT astăzi, fie că vorbim de industria textilă sau de industria de mașini pentru Occident. GDP-ul nu era, nu era alcătuit doar din exporturi de materii prime sau din of, 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 oferirea de mână de lucru ieftină, de manufactură ieftină. Produceam în România. Aveam ceea ce se numește patente intelectuale în România. Pentru că și în IT astăzi, care este o mare industrie în, 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 în România de astăzi, se, se vorbește de faptul că proprietatea intelectuală în IT din România nu avem foarte mult. A, că dezvoltăm, că oferim oameni capabili să dezvolte software pentru alții, bun. Dar nu avem patent intelectual. Ceea ce România pe vremea ce avea. Și avea și un sistem de educație foarte bun, care i aș preluase în anii 60, după ce trecuse, în vremea dezghețului, după ce trecuse teroarea stalinistă, cominternistă, și preluase ce era bun din epoca interbelică, și sigur că Continua în contextul dat. Există studii americane, pe care unele din ele le-am și folosit și le-am citat în cărțile despre deșcolarizare, care făceau analiza sistemului de educație din România cu ochii vrăjmași, pentru că noi eram inamici atunci, în anii 60-70, și care apreciau extraordinar de favorabil sistemul de învățământ din România. Știu, te-am auzit de vorbind despre aceste studii, îmi rezerv, o să, o să revin asupra, asupra lor. Mi-ar plăcea să te întreb un lucru legat de România de astăzi și de faptul că, după cum știi, noi trăim acum vremuri foarte tulburi și în plan național una dintre cele mai vizibile tensiuni sociale este între aspirația împărtășită de foarte mulți concetățeni de-ai noștri, foarte intens după căderea comunismului, din ce în ce mai puțin vizibil, o aspirație a integrării în ceea ce înseamnă civilizație occidentală, pe de-o parte, pe de altă parte, un soi de rezerve, de reticențe, mai estompate, mai puțin vizibile, mai... Neaccentuate în anii de debut ai postcomunismului, și tot mai pregnante astăzi. Un, un conflict, o tensiune între un soi de progresism, dacă îl numim așa, și conservatorism, care îmbracă diverse forme calificate de, de presa oficială drept naționalism, extremism, xenofobie și așa mai departe. Cum vezi tu această tensiune? Tensiunea este una care există și în sânul Occidentului și de aceea a fost foarte greu să accept limitele și regulile jocului de România pentru că eu trăind foarte mult timp în afara României credeam că lucrurile vorba aceea se discută după modelul occidental deschis. Ori am observat că la noi există întotdeauna o cămașă de, de forță așa integrării sau a reformelor cu orice preț care nu se discută, care se execută, un fel de, de tip de a, a acționa pe bază de ordini pe unitate. Mi se pare că e un mod de a acționa non-occidental, care nu ține de civilizația occidentală, de fapt. Această tensiune este una care începe în schiasânul civilizației occidentale extreme, al hegemonului, al modelului pentru noi, da? Deci, să spunem așa, din continentul nord-american, trecând prin Europa de vest și care ajunge până la noi. Pentru că această civilizație, la ora actuală, datorită multor factori ideologici, economici, politici, și atinde, dacă e lăsată pe, pe seama progresismului, să se tribalizeze. Adică noi s-ar putea să încercăm în cele din urmă să ne integrăm într-o civilizație care nu va mai exista. Vom rămâne ca Don Quixote aici în, în tabloul acesta al tău sub cu cerul înstelat deasupra noastră și conștiința morală în noi, vorba lui Kant. Kant da. Dar în pustiu, pentru că <laughs> e pustiu, nu e nimeni. Asta va fi civilizația occidentală. Noi trebuie acum nu că să salvăm civilizația occidentală, pentru că M-a mai întrebat cineva odată ce putem face noi ca să salvăm Occidentul, să salvăm Sufletul Occidentului. Și am răspuns că Occidentul s-a băgat atât de mult în Sufletul nostru încât abia ne mai putem scăpa pe noi, dar pe pe Occident. Uh, trebuie însă să salvăm elementele uh, culturale, civilizaționale, adevărul de, de credință care a stat la baza, la baza Occidentului, aici, la noi, în, prim, în primul rând. Și acest lucru nu este ceva opus Occidentului sau nu înseamnă că dacă faci acest lucru ești anti-occidental. La noi sigur că ești acuzat de fascism, putinism, duginism, etc. Tot felul de, de isme, de altfel și în Statele Unite s-a trecut la aceleași acuzații cu un oarecare decalaj. La ei a început mai târziu, mai târziu decât la noi. La noi reflexul acesta al delațiunii și înfierării venea și din comunism și se, s-a apelat mai, mai ușor la el. Deci, sigur că noi suntem partea civilizației occidentale. Dar vorba unui, vorba unui foarte bun prieten zice, pentru noi civilizația occidentală era, erau filmele franco-italiene din anii 60. Pentru alții era serialul Dallas. Ce cunoaștem noi din civilizația occidentală? Ce cunoșteam noi din civilizația occidentală imediat în anii 90? Ce au cunoscut Românii noștri plecați la lucru din civilizația occidentală, ce au cunoscut acolo, ce au dus cu ei acasă. S-a întâmplat un fenomen de, de aculturație, de multe ori uh, negativă, nefastă, pentru că sunt oameni care au plecat să zicem dintr-un sat de lângă Iași și au aterizat într-o într periferie industrială a Barceloniei și au, au crezut că aia e Spania, acea periferie industrială a Barceloniei și se întorc în Iași cu obiceiurile din periferia industrială a Londrei, a Barceloniei, a Parisului și așa mai departe. Spun că ei vin din, 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 Occident. Acela e un Occident mărunt, meschin pe care îl importă ei. Un Occident la fel de mărunt și de meschin este și Occidentul pe care îl importă elitele noastre obediente față de diferite centre de putere. Este un Occident la fel de... Bine, poate mai și le fui mai scump, dar e la fel de mărunt, mărunt și de meschin. Noi încă avem de recuperat... Uh, Toată această tradiție culturală, tradiția de discuție liberă a Occidentului, tradiția aceasta de uh, uh, respect uh, al, uh, al, al, al preopinentului, uh, apelul la argumente, nu la, nu la injuri. sunt foarte multe lucruri care au lipsit, de fapt, pentru că noi am vrut să ne integrăm într-un film, de fapt, când am vrut să ne integrăm în Occident imediat după 90, sau în ce auzeam la Europa liberă, într-o muzică, într-o stare de spirit, în contactul contactul cu Occidentul și viața acolo, viața de zi cu zi, îți arată că lucrurile stau cu totul altfel decât ne, ne, ne închipuiam noi că va însemna această, această integrare. Din păcate această integrare încă ne lipsește, adică integrarea la nivelul, să spunem așa, al capacității de producție, să facem ce face Occidentul, nu ce spune Occidentul. Bine, acum, în, în, în ultimii ani, ar fi grav să facem și ce face Occidentul, pentru că, de când cu toată această cruciadă bazată pe minorități, pe drepturile minorităților, pe diversitate, echitate, incluziune și tot felul de distorsiune ale, ale normalității, e destul de, destul de complicat. Dar să facem și noi, să, să fim în stare să producem, să fim în stare să avem un sistem de educație care să educe români onești, integri și mândri că sunt români. Lucrul acesta nu se face în sistemul public din Occident, dar se face în sistemul privat din Occident, care este foarte puternic. La noi, noi nu beneficiem de avantajele unui asemenea sistem privat de învățământ care să compenseze deficiențele celui public. Să reușim să avem și noi uh, uh, centre de expertiză care să nu fie uh, neapărat mecenare politică, afiliate politică, care să poată să-ți dea o opinie, că e legală, că e de politică externă, că e de medicină, că e de, uh, uh, să spunem așa, cultură politică uh, independentă și competentă. Nu prea avem aceste lucruri. Ne no, iată... no, mășăluim. Pentru noi integrarea e o mășăluire în pas cu cineva. Este stânga și de dreapta. Iată, mă, nu mă o secundă, te întrerup. Pentru că vorbești despre integrarea în Occident. Sunt de acord cu tine că periferia industrială a Barcelonei nu înseamnă Occidentul, după cum nu înseamnă, periferia Parisului, unde domnește legea junglei, nu înseamnă uh, Franța profundă. Evident. Um, dar când vorbești despre integrarea în Occident, vreau să te întreb, no noi până la urmă. Aspirația de a ne integra în Occident vine de la cineva care are un fond bine definit și vrea să-l șlefuiască sau este, uh, 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 suferă de o criză identitară profundă și și-o caută după cum spui tu, înspre Occident. Revenind la maiorescu, sunt forme fără fond pe care noi le importăm de -a valma. Sau uh, sunt în încercările noastre de a completa un fond preexistent, că e, e realmente important. Noi, tu, și tu ești conștient de că noi, noi avem, noi ca, e, ca neam, noi, a, noi avem o uh, niște repere care nu sunt neapărat occidentale. Uh, neamul nostru este. A, a, este marcat de geografia locului, de o istorie foarte complicată, tu știi mult mai bine decât mine, de ortodoxie și e un, e un fond care, practic, nu e tocmai un rezultat al. Culturii și civilizației vestice. Noi încercăm să importăm câte ceva de acolo sau mărșăluim înspre înlocuirea fondului existent românesc? Noi înlocuim acum pentru că și, și civilizația occidentală a fost redefinită și a fost redefinită mai ales în termenii, să spunem așa, a anglosferei. Civilizația occidentală. Pentru că pentru noi și în secolul al XIX-lea, Occidentul, pentru noi, Europa, era mai ales lumea romanică, lumea Imperiului Roman. Și națiunea română a avut întotdeauna foarte acută această conștiință a descendenței noastre, a legăturii noastre cu Roma și cu lumea Romei, pe care o purtăm că și o manifestăm și în limbă. Deci, noi nu suntem, nu avem cum să asumăm o identitate, să spunem așa de periferie sau de haltă, că vorbeam de, vorbeam de, 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 haltă, doar pentru că geografia noastră a fost complicată. Și o să vă spun de ce, pentru că inclusiv de gol sau inclusiv ca să rostesc că niște nume, dar nu vreau să rostesc, că ca să mă refer la o epocă mai, mai apropiată, inclusiv teoreticieni ruși ce mereu uh, toată această alipire a Rusiei la spațiul civilizației europene. Dacă ei sunt conștienți de europenitatea lor, care e mai problematică din anumite puncte de vedere decât a noastră, de ce n-am fi noi conștienți de această europenitate? Care vine și prin Bizanț, nu doar, nu doar prin Roma, vine și prin, și prin Roma Bizanțului. Problema este că tot acest fond istoric a fost dat deoparte. Lingvistic, istoric, etnografic, cultural, a fost dat deoparte și s-a înlocuit cu occidentalizarea noastră pe bază de elemente provenite din Anglosferă. Anglosfera fiind, de fapt, un fel de element marginal al civilizației europene. Ei sunt marginale, nu noi, inclusiv lingvistic. Limba noastră e mai apropiată de latină decât engleza. Deci, noi, bagajul nostru, saturația noastră cu ceea ce înseamnă Europa Latină, cu ceea ce înseamnă civilizația occidentală până la urmă, este mult mai mare decât orice ar face Anglosfera sau orice ar face lumea rusă. Pe de altă parte, vedem, inclusiv Neagăgiu Vara vorbea de aceste extreme ale în, în, în cartea lui despre, despre istoria civilizațiilor. Pe de altă parte, vedem că aceste elemente uh, periferice extreme, care sunt situate la extreme geografice, se revendică de la civilizația occidentală. În diferite feluri. Deci avem și noi, nu că avem dreptul, dar e normal, mi se pare, să spunem că suntem parte a civilizației occidentale. Dacă avem în vedere în principal, poate, Imperiul Roman de Răsărit. Imperiul român de, de Răsărit și, și, și lumea, și lumea uh și Imperiul Roman, care până la urmă ne-a dat o limbă și ne-a lăsat și pe Bădica Traian, de care ne amintim și în Plugușor și așa mai departe. Nu Bădica Traian ăsta ultimul, care a fost acum în anii 2000. De asta nu vreau să ne mai amintim. Vim de cel de, de Nerva. Așa. Deci, nu, nu, noi suntem parte și tot proiectul elitelor noastre din secolul al XIX-lea al a fost bazat pe această idee, sigur, așa au vândut ei, pentru că așa au vândut ei proiectul celor din, din, din Occident, că vom fi, că înainte nu eram stat tampon, cum am fost în epoca interbelică. În secolul al XIX-lea eram avampost al civilizației europene la goile Dunării, eram avampost al civilizației, a, așa, așa au vândut ideea celor, celor din vest. Pentru că, de fapt, este înduioșător când te uiți, mergi înapoi de la scrisoarea lui Neacșu din Câmpul Lung și treci prin cronica și treci prin toți autorii noștri din secolul XIX, este înduioșător să vezi ce mult a contat pentru ei, pe de-o parte această conștiință a umanității și pe de-altă parte scrisoarea lui Neacșu. Cât era? 1500 cât? 20... 1529. Să vezi, să vezi cât de... Cât de uh cât de multe cuvinte latinești sunt. Deci limba română este deja structurată, e, e neuromană, este o limbă curată română, doar cu o formulă la început și la sfârșit de salutare cu câte un element slavon. Restul este deja limba română formată, deci nu e un cineva stângaci care se, se chinuia să scrie ceva acolo și gângăvea și el ceva pe un pietric de hârtie. Nu. Eu un om care o limbă română curată, elegantă, care avea legătură în proporție de 80% cu latina. Atunci, la în zoi scrisului nostru. Deci... Uh... Mircea, o să-mi rezerv câteva minute să vorbim, să revenim puțin asupra subiectului într-un alt context. Până atunci, până îți tragi tu sufletul, aș închide, uh, știu, capitolul ăsta despre, despre România ca gen proxim, cu un text care uh, îți aparține și cât îți tragi tu sufletul. Te întrebam cum mai scrie uh, unui, unui confrate profesor de la, de la Boston despre România și ți-am găsit o descriere uh, într-un text pe care l a intitulat Ce se vede prin fereastra temniței. Și spui așa, de-a lungul ultimei sute de ani, România a fost ucisă de mai multe ori. Mai întâi a fost măcelărită pe câmpurile primului război mondial, apoi în campaniile din est și vest ale celui de al doilea război mondial. Apoi a fost masacrată metodic de comuniști când au preluat puterea. Apoi a fost masacrată de comuniști când au pierdut puterea. România a murit de mai multe ori și nu a înviat niciodată. Nu s-a sculat ca să iasă din mormânt niciodată. Mai marii noștri nu ne-au strigat niciodată cu glasul adevărului care învie. Izgonit din cotidian, adevărul e epurat cu atenție până și din memorie. Prezentul ne e mistificat propagandistic și trecutul ne e demitizat tot propagandistic. Generațiile care vor veni vor înlocui, expert, minciunile de azi cu minciunile de mâine despre minciunile de ieri. Suferința e de mase, istoriografia e de simpozion. Suferim cu toții, dar sensul suferințelor noastre e arhivat de specialiștii în memorie. De cei care ne scriu memoria ca și cum ar scrie un program de calculator pe care apoi îl salvează pe dischetă și ni-l introduc în sistem și dacă se prinde de noi vreun scrupul moral sau vreun virus mistic, ne închid. Shutdown. Pentru devirusare. România a murit de mai multe ori și nu a înviat niciodată pentru că nu se știe de ce a murit. Nu știe pentru că nu îi se spune și pentru că nu caută să afle. Murim fără sens pentru că trăim fără sens și trăim fără sens pentru că lăsăm ca sensul nostru să ne fie confiscat de alții și pentru că acceptăm sensuri străine nouă. Sensuri de împrumut pentru suflete în leasing. Moarte. Ne uităm prin fereastra temniței noastre și nu vedem nimic pentru că nu știm să citim ce vedem. Nu înțelegem și ne închinăm superstițios la ce nu înțelegem, la umbrele lungi ale apusului. Păstrezi semnătura sub acest text? Da, da, sigur, sigur. Printre altele, ca să exemplific un pasaj din text, aveam în vedere și modul în care s-a făcut s scris istoria comunismului la noi și modul în care s-a făcut decomunizarea. Pentru că, de exemplu, comuniștii au expropriat țăranii, au închis preoții de diverse confesiuni, ortodoxi, greco-catolici, catolici. catolici Uh, uh, neoprotestanți, pastori neoprotestanți sau credincioși au uh, distrus uh, nobilimea, au distrus și satelor. Există chiar anumite date. În uh, noaptea de cutare s-a intrat în, în, în case și s-a evacuat nobilimea din, din, din Conace. Au fost deportați. La fel s-a întâmplat și cu cei din, din, Banat, de exemplu, de pe graniță, cu românii și cu ungurii de acolo, de pe graniță, etc., etc. Deci au fost niște campanii foarte clare, făcute după anumite criterii. Și totuși când s-a făcut decomunizarea, decomunizarea nu s-a făcut în numele țăranilor deposedați, nu s-a făcut în numele boierilor Deposedați și priguri, s-a făcut unele drepturilor omului, al ultimelor sloganuri la modă, și aveam în vedere și acest lucru când, când spuneam că, practic, suferința e de mase și, și uh, istoriografia e de simpozion, pentru că iarăși ni s-a falsificat sensul suferinței. Deci, oamenii aceia nu au suferit țăranii pentru că uh, cineva a vrut să încalce drepturile omului. Ei au fost deposedați de pământ pentru a se distruge în mod foarte clar, punctual anumite lucruri. Autonomia țărănească, independența în legătura lui cu pământul, etc. Boierul, boierimea ca clasă socială a fost distrusă dintr-un punct de vedere foarte clar. Nu avea de-a face cu minoritățile sau cu drepturile omului sau cu orice alt slogan la modă numele care s-a făcut de comunizare la noi. Și atunci, practic, s-a suferit pentru anumite lucruri și când a fost vorba să condamnăm comunismul, l-am condamnat pentru cu totul alte lucruri, care nu era un peisaj. Te completezi într-o mare istorie care spune așa, limbajul, revenim la naționalismul civic, limbajul naționalismului civic a fost folosit în România pentru a opera o expropriere discursivă, pentru a filtra istoria. Victimele, opozanții și beneficiarii regimului comunist din România și a distorsiona memoria publică și istoriografia comunismului în conformitate cu limbajul Revoluției Democratice Globale. Zice bine istoricul? Da, da, e bun, e bun. E, e promite. Bun. promite, nu? Promite. Da, a fost, Ai... un, ex... da, a fost da. un exercițiu de nation building. Deci da. decomunizarea deci de, de la noi a fost o, o prelungire, a fost un, un alt exercițiu de rescriere a identității noastre civice actuale, în termeni actuali. Uitându-se în fapt uitându -se, motivația autentică. Uitându-se fapt motivațiile autentice, pentru că și în felul acesta nu s-a restaurat, nu s-a restituit, nu s-a reîntregit nimic. Am rămas, am rămas cu aceleași fragmente, cu aceleași urine sau cioturi de țară și mergem mai înainte, deci mergem, mășăluim sub noile etichete, pretenzând că am făcut decomunizarea. Nu, nu am făcut decomunizarea. Vorbea din aur despre, la începutul uh, pledoariei Italiei, despre riscul războiului. Cât de mare e riscul ăsta? Cât de mare e riscul de a fi atrași într-o confruntare, într-un uh, într război? Nu știu, eu nu pot nu am acces la, la, la uh, datele la care au acces cei care ne conduc. Am observat doar ce spun ei și am observat pe lângă ce ne spun cei care ne conduc, am, observat mă rog, ce se discută și pe canalele pe care le știu eu și pe care le frecventez eu din, din, din Occident. Și mă rog, am niște scenarii destul de amănunțite în cap pe care nu pot să le dezvălui pentru că aș fi acuzat de teoria conspirației. Mi-e teamă însă că mi teamă însă că se va da drumul la robinetul cu naționalism în România, apropo de naționalism. mi teamă că după 30 de ani de abstinență se va da drumul la robinetul cu naționalism, special pentru a putea da românilor un motiv de a, de a lupta, de a fi aruncat în luptă. Ceea ce ni s-a refuzat până acum, așa cum au fost, să zicem așa, blugi în anii 80, naționalismul va, va fi echivalentul blugilor din anii 80 al muzicii rock, și s-ar putea să asistăm la o eliberare a lui în acest uh, scop. Ceea ce ar fi destul de, de tragic, și ar fi o, o capcană pe care cu greu vom putea. Da, a, vom putea a, a, e, e, e foarte provocator ce spui, și foarte. Uh, se zice, zici tu se dă drumul robinetului cu naționalism, dar dacă este să definim termenul, spunem naționalism egal o iubire de națiune, așa l-am traduce? Vedeți, uc Ucrainenii. Ucraineni în Uniunea Sovietică au trăit conform unui proiect care favoriza naționalismul civic. Naționalismul civic este un proiect comun uh, Occidentului Extrem și Uniunii Sovietice. Și. Ce va curge pe robinet? Naționalism civic C sau naționalism nu. etnic? Când s-a dat drumul la naționalism etnic la ucraineni, s-a dat drumul pentru a fi instrumentalizați într-o anumită direcție. După, după epoca sovietică. Și toată această, pentru că toată această, să spunem, recuperare a unui trecut interbelic sau chiar din timpul celui de-al doilea război mondial problematic al ucrainenilor care a avut loc. În ultimii 20 de ani, la ei, toate acele statui uh, ale lui bandera, etc., etc., care nu sunt cu putință la noi, unde s-au scos în afara legii toate simbolurile extremiste, fasciste, etc., etc. numele integrării uh, și al democrației în, 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 în Occident. Pe teamă să nu asistăm și la noi la un fel de revalorificare a anumitor simboluri care acum sunt interzise, pe bună măsură sau nu pe bună dreptate sau nu, nu știu. Pentru că anumite lucruri, anumite lucruri uh, sunt, uh, după părerea mea, abuziv, uh, abuziv uh, scoase în, uh, în afara legii. Uh, sunt anumiți poeți, sunt anumite figuri, sunt anumiți uh, oameni care au făcut închisoare politică, mă rog, care, care sunt în, uh, au rămas într-un într, -un, într -un limb, așa, într-un într purgatoriu, dacă nu chiar de dreptul în infern. Și mi-e teamă că vom, cineva foarte de va da drumul din nou la accesul la acele figuri pentru a ne într-o într fundătură. Nu știu. Dar aici, aici, aici este... Aici este marea mea, marea mea, frică legată de această, de ce, de ce vorbeam, de posibilitatea războiului, de care ne vorbesc cei ce care ne conduc. Pentru că ei știu că o generație crescută în cultul consumerismului, al molului și al dezinteresului față de țară nu are de ce să plece la vreun război. Trebuie să-i dai o miză. Sigur că, vorba aceea, studiile arată că. Soldatul pe front luptă pentru cel din stânga și cel din dreapta lui, până la urmă. E vorba mai mult de camaraderie decât de orice alte sentimente înălțătoare. Camaraderia rămâne ultimul lucru care dispare pe front. Până la urmă, lupți pentru, pentru camarazii tăi. Însă trebuie, trebuie să-i dai omului un crez, un ideal, o miză. O... Da, da, da. Și acest crez ideal, miză, cum le numești tu, trebuie legate de ceva. Da. Miza trebuie definită. Idealul trebuie definit. Nu l putem lăsa neter. Miza este apărarea camarazilor mei, miza este apărarea pământului țării mele, miza este apărarea limbii materne, miza este apărarea știu eu, neamului meu sau din perspectiva naționalismului civic cum îl numești tu, miza este apărarea drepturilor minorităților. În paranteză, ai văzut că în, în flota Statelor Unite s-a promovat foarte intens în ultima vreme ideologia Ooc ca fiind garanția da. victoriei pe front. Prin urmare, acel tip de naționalism civic, cum îl numești tu, vine să insufle un soi de atașament, de coeziune între camarazii de arme, zicând, domnule, pentru ce lupt? Pentru dreptul de a fi diferit. Pentru, dreptate, pentru diversitate, echitate, incluziune. Păi, dacă este să vorbim despre un robinet care curge cu naționalism aici, unde curge Dunărea, păi putem spune că prin acel robinet vor curge diversitate, echitate, incluziune, sau ce a curs și pe vremea lui Ștefan cel Mare? Adică miza va putea să fie redefinită? Să nu mai reprezinte interesul național autentic, ci un interes derivat de știu eu ce ideologii ale postmodernismului, ale progresismului, ale neomarxismului, numește-l cum vrei. Nu, ni se va zvăli o momeală o naționalistă autentică. Aha. Uh, Aducem cetacul flagra din nou, îl punem pe Avram Iancu și. Da, sau, de, de exemplu, Basarabia. Apoi, ah. Basarabia, nu? E, de exemplu. Și, bun, se dă drumul din nou la, la discurs, la, apropo de ce cu flacăra. Deci, deci, există, există, există o, există, o, dietă la care suntem supuși, în care suntem privați de anumite lucruri și apoi ni se dă acces la anumite lucruri în funcție de cum, de cum o cer interesele momentului, de cum o cer interesele partidului vorba aceea, trădare să fie uh, și lucrul acesta e foarte periculos și tocmai de aceea ar fi bine să avem un climat de opinie normal în care lucrurile, uh, în care nu există lucruri care să nu poată fi pomenite, dezbătute, prețuite uh, uh, valorificate, așa cum, așa cum avem acum, când practic trebuie să discuți cu ochelari de cal sau cu urechea acoperită sau cu jumătate de gură sau pentru că sunt părți ale istoriei românilor de care nu ai voie să pomenești sau sunt figuri care sunt, așa zis, depășite sau sunt epoci care sunt toxice sau uh, sunt uh, orizonturi geopolitice sau uh, uh, economice de care nu avem, pe care nu avem voie să le pomenim decât scuipând în sân, ca și cum am vorbit de satana, etc. Este, fă, Occidentul, ce am văzut eu un în, în pe continentul nord-american, cel puțin, este că ei, de fapt, discută, negociază, cumpără, vând și, și fac afacerile cu toată lumea. În timp ce, în timp ce uh, aliaților, uh, care uneori sunt aliați, uneori sunt doar pur și simplu niște protectorate, uh, li se interzice să facă aceleași lucruri legat de subiectul să cu îngăduința cu, cu ta și, cu, și chiar acum chiar închid de subiectul uh, 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 astăzi sau ieri uh, profesor Adrian Severin scrie un text din care citez exact în, în, în continuarea tezei tale. Românii sunt ortodoxi, că sunt și latini nu mai contează fiind ortodoxi sunt retrograzi fiind retrograzi sunt proruși, fiind proruși sunt antioccidentali. Punct. Iată sofismul practicat pentru a exclude România din lumea civilizației occidentale, zice domnul profesor Severin, sau cel puțin pentru a o ține la periferia acesteia. Așa a fost în anii 90. Încă mai este și va mai fi. În concluzie, un gem de teze și prejudecăți româno-sceptice, evident, Izvorâte din interese geopolitice și geoeconomice străine, au acreditat ideea că, în timp ce toate celelalte state ale Europei Centrale și Orientale intrau în postcomunism, România era singura care recula în comunismul dogmatic de tip stalinist, dacă nu chiar în forme arhaice premoderne de socializare. Un argument perfect pentru a-i refuza României integrarea noua ordine europeană și internațională post-bipolară ca membru cu drepturi de pline. Pentru neoconservatorii occidentali, aceasta nu este doar rațiunea izolării românilor, ci și justificarea intervenției în afacerile interne ale statului român, de modul de organizare și funcționare a regimului politic intern depinzând, potrivit concepțiilor, și comportamentul relațiile internaționale. Intervenția care, minteri încălca principiile Cartei 1, ar fi vizat, deci, consolidarea securității globale și era legitimată prin însuși acest scop. Deci, cum ai comentat textul, profesorul Severin? Da, păi neoconservatorii nu ne-au încuiat doar pe noi, și-au încuiat și propriile populații în, în, în carantină, pentru că și acolo, inclusiv în Europa de Vest și inclusiv în Statele Unite, există largi pături ale populației care nu corespund acestor idealuri. E, sunt acei uh, deplorabili, de deplorables de care vorbea Hillary Clinton, care sunt americani, nu sunt români. O mare cei, ce, vorba aceea, 70 de milioane de oameni care au votat cu Donald Trump sunt echivalente, deplorabil. au, sunt deplorabili. Și ei trebuie încuiați într-o într, -o, într -o nici ei nu corespund, nici fermierul american, nici uh, meseriașul, uh, instalatorul american, nici, nici nimeni. Pentru că și ei sunt putiniști, dughiniști, nu sunt ortodoxi, dar sunt fundamentalisti uh, fundamentalist creștini. Și să rețu da. da. Deci, deci, nu, nu trebuie să ne, să ne mire acest lucru, dar nici trebuie să mai fim inhibați să denunțăm acest fenomen care e cad pradă, inclusiv exact ce spuneam, această falie între progresist și, și să zicem, conservatorism sau normalitate, începe, începe în Occident nu trebuie să fim inhibați, știți, domnule, nu vreau să spun nimic pentru că nu vreau să fiu anti -occidental. Nu, pentru că ești pro-occidental denunțând acest mod de a cataloga și de a practic eticheta, da. eticheta și de a, de a uh, uh, încuia într-o într anumită căsuță, într-o anumită, într anumită boxă a acuzațiilor anumite categorii ale populației. Că sunt nevaccinați, că sunt fermieri, că sunt uh, oameni care fac școală acasă, că sunt. Nu. Tot, uh, ai pământ de școală acasă, iau din bibliotecă o altă lucrare a acestui uh, doctor în istorie. Nu știu nu știu de, un, când, de unde are atâta timp să scrie uh, și sunt cărți serioase. Asta am scris în timpul carantinei. Deșcolarizarea României. <laughs> o, o, o carte de referință uh, pentru. Analiza situației educației românești contemporane. În această carte, în conferințe la care ai participat și în eseuri pe care le ai scris, ai denunțat cu fermitate și cu tristețe continua reformă a sistemului educațional românesc și ai folosit un diagnostic extrem de dur pe care te rog foarte mult să îl Explici în fața juraților. Și anume că acest proces al reformei perpetue are ca scop premeditat lichidarea României. Jurații te ascultă și îți pregătesc sentința dacă ai denigrat cumva promotorii procesului educațional românesc. Da, raționamentul e destul de simplu și anume România s-a construit în secolul al XIX-lea pornind și de la școală. Școala publică s-a născut odată cu statul național român modern, da? cu, după Unirea Principatelor. Atunci a fost reforma lui Cogălnicianu, care a înființat primul sistem de stat public de școli din România. Pe în, 64, în, în 64, 64, da. Deci, practic, școala Școala română a însoțit construcția statului național român modern. Ea a creat elitele de care avea nevoie România, elite intelectuale, elite administrative, să nu uităm de acest lucru, orice stat are nevoie. Noi, noi tratăm cumva așa ușor disprețuitor birocrația sau aparatul administrativ de stat. El este esențial pentru orice stat care vrea să funcționeze. Nu putem lăsa, nu putem lăsa grija, ca să zic așa, administrației României doar pe mâna serverilor de la Bruxelles. Trebuie să avem și noi aici, la fața locului, niște oameni care să știe unde sunt ascunse dosarele și unde trebuie depuse o anumite cere. Deci, școala a format toată această infrastructură instituțională a României, a alimentat-o cu, cu oameni. Ea a continuat chiar și în timpul comunismului să furnizeze, cum se numea pe vremea comunismului, cadre. După 1989, se constată că starea politică și economică destul de problematică a României, destul de jalnică, este însoțită și de această reformă continuă a școlii. Ce se întâmplă cu această carte, și ce, ce anume m-a dus către această carte, a fost aceea că, în România, trăind în România, lumea avea senzația că. Reforma școlii are de-a face cu motive mic politicianiste, cu nepriceperea anumitor oameni, cu orgolul miniștrilor, cu ideea că, ați că știu eu mai bine, că se schimbă mereu guvernul, cu instabilitatea guvernamentală. Toată lumea era ideea că se folosea foarte mult această analogie cu instalatorul, care îți spune că ce a făcut instalatorul dinaintea lui nu-i bun și că pește din nou în altfel și cu tare. Și am constatat că, de fapt, nu e vorba de niciun instalator care și de nicio crepeală guvernamentală, pentru că a existat un, un mes al trenurilor, ca să revin la CFR, un program precis, cu stații uh, care trebuiau atinse, în care trebuia să ajungi uh, la o anumită oră, cu oameni care verificau dacă s-au îndeplinit obiectivele, și apoi dădeau drumul la trenul reformei mai departe. Lucrul acesta l-am putut constata nu făcând teoria ale conspirației. Multe mi-au spus, domnule, cartea asta de fapt face teoria conspirației. Nu, zic, aici vă prezint practica conspirației, vă documentele <laughs> conspirație. Ca istoric nu cred în teoria conspirației pentru că sunt conștient că există tot timpul mai multe conspirații concurente. Conspirații există. Păi tocmai asta... Conspirație există. Istoria e făcută doar din conspirații. Exact. Deci conspirație există. Problema este că nu poți avea o singură conspirație care să explice totul, pentru că există mereu conspirații care își pun bețe roate unele altora, dar conspirația este un fapt istoric. Nu... Bun. Deci, toată această reformă făcută în România este făcută după un model pus la punct în anii 80, la sfârșitul anului 70 s-a început să se lucreze în anii 80, a început deja să fie pus în practică în anumite țări din Africa și America Latină. După 1989 s-a încercat importarea lui în Europa postcomunistă, Europa de Est, pentru că la noi era terenul liber. În unele țări s-a reușit, în unele țări nu. De exemplu, în țările Baltice, în Ungaria, nu s-a reușit și acum ei stau mult mai bine la. la... Toate aceste teste care ne, ne isterizează din când în când pe toți, au o situație școlară și economică mult mai bună decât decât a noastră. La noi s-a și la noi s-a intrat, cum se spune, ca în brânză, cu reforma. La noi elitele locale, elitele de experți, oamenii de la diferite uh, instituții pe care le numesc în carte, că pentru că dau cu nume și pe nume tot ce am putut observa, au fost foarte, foarte Generoși cu reforma. La noi s-a depășit planul la reformă, chiar instituțiile internaționale care au coordonat această reformă. Instituții internaționale care se definesc pe ele însele ca fiind bănci de memorie instituțională a reformei. Deci nu vorbim aici de cineva care azi face ceva, mâine face altceva. Nu. Sunt oamenii care au patentul reformei, care vin. Și aplică un anumit model, ei știu cum se face această reformă, ca să distrugă învățământul, să-ți-l modeleze pentru anumite scopuri, care nu sunt ale noastre, ale națiunii. Sunt alte scopuri ale, 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 ale pieței muncii globale, ale nevoilor corporațiilor pentru anumite monoculturi, pentru că exact așa cum globalizarea presupune diviziunea nu social, globală a muncii, adică tu te ocupi de soia, eu mă ocup de Coca-Cola, tu te ocupi de IT, eu mă ocup de uraniu și vedem cine câștigă la sfârșit, pentru că totuși aia care se ocupă de soia vă sta mai prost decât aia care se ocupă de uraniu sau de IT. Așa se întâmplă și cu educația. Las că noi ne facem monoculturile de it sau de ingineri sau de în anumite locuri de pe fața pământului și tu, păi, tu poți să speli WC-uri liniștit. Ești bun pentru asta la asta și pentru asta te facem un post pe așa de școală știi să scrii, să citești, să citești biletul de avion, să știi încotro să o iei, să te descurci acolo în gal, mai mult de atât nu. Bun. Uh, deci, iar, 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 da. o, o, o întrerupere. Uh, întrebarea mea viza lichidarea premeditată a României te apropia de subiect prin urmare aceste programe au fost orientate înspre distrugerea învățământului potrivit tezei, pentru a genunchea uh, pentru a, pentru a România desigur pentru că nu poți nu, nu, de exemplu nu mai poți genera elite nu mai poți genera elite care să conducă România care să aibă de exemplu o voce articulată și competentă în cadrul de exemplu al actualului conflict elite diplomatice de unde le scoți a, trebuie să ai încredere în comisarii europeni că vor negocia pentru tine și vaccinurile și diplomația și... Nu, deci tu elitele tale, unde mai e Alexandrie, unde mai sunt brătieni, unde mai sunt... Din ce școală ies? Nu mai avem. Și atunci normal că în cele din urmă este vorba și despre o ștergere a României de pe hartă, pentru că dispărem sub povara propriei incompetențe generate de acest sistem care e programat să producă incompetență. Asta românii, românii nu pot Concepe. Nu înțeleg treaba asta, li se pare fie o conspirație, fie ceva nebunesc, dar modelul acesta care a fost aplicat uh, și care este, este uh, uh, analizat, descris și urmărit punct cu punct în documentele interne ale acestei reforme și ale acestor instituții, de exemplu, după ce a fost aplicat în România. Am arătat acest lucru în cealaltă carte cu deșcolarizarea digitală. Experții de România care au dat randament au fost recrutați pentru a face reforma învățământului în Afganistan sau în alte, în, în alte locuri, în Kosovo, în alte locuri unde... Uh, Mongolia, după, după același după, după model, ceea ce îți arată odată că reforma învățământului nu are de a face cu specificul românesc, și în al doilea rând, că reforma învățământului la noi este similară cu ceea ce se dorește să se pună în practică în zone mai puțin fericite ale Europei sau ale, sau ale globului, și că avem de-a face cu o franciză globală. Da, de dintr-o secundă, făceai aluzie și dezvolți în această minunată analiză, radiografia. A deșcolarizării României. Când vorbești despre echipele de experți, țin minte că tu faci referire la, pe de o parte, evaluarea pre lor preliminară, care este foarte bună la adresa sistemului de învățământ existent înainte de reformă. Deci, noi reformăm ceva ce este potrivit propriilor lor uh, uh, emisari. Bun sau relativ bun, dar deficiențele, citesc din memorie, erau, cred, trei, primul, unul, aveam un, un, un exces de uh, orientare spre partea tehnică a învățământului, doi, prea multe profesoare mame care erau, prin definiție, conservatoare și trei, învățământul românesc n-avea organele necesare agățării tre de trendul global, învățământului global. Zic bine? Da, da, da. Ai ținut? Ai, bun. Ai ținut? Bun. Da. Da, da, ei au fost, deci avem, avem analize din anii 60 până în anii 90. În anii 60 ne studiau ca pe inamic în timpul războiului rece. Bun. Și acolo spunea, uite, de fapt învățământul de România, în, deci în 59-60 spunea, de fapt învățământul de România este bun prin accentul pe care îl pune pe politehnicizare. Pentru că și americani atunci era epoca sputnicului, războiul pentru cucerea spațiului și așa mai departe. Și față de epoca interbelică, sigur că acest accent pus pe învățământul politehnic uh, uh, era, era ceva, ceva în plus. Pentru că, pe de-o parte, se mărise numărul elevilor și deci duduia sistemul de ca număr, ca masă de elevi și, pe de altă parte, se ofereau mai multe orientări care erau legate direct cu planul de industrializare al României. Și americanii spuneau uite, doamne, o chestie interesantă, pentru că acum și a făcut ăștia, nu mai ca în epoca interbelică, doar câteva licee de elită, pentru că numărul elevilor de liceu era mult redus în epoca interbelică față de ce s-a întâmplat după 1950. Nu, zice, uite, au foarte multe licee cu foarte multe zone din acestea de pregătire și care sunt cumva integrate producții. Bun, asta era în 60. În 90, când au venit echipele pentru rapoartele preliminare, au spus că da, învățământul este prea mult uh, merge pe linia aceasta tehnică. Ceea ce într-adevăr s-a putut constata că după 78-80 s-a pus accentul foarte mult pe școli profesionale și, de exemplu, și pe, pe licee, să spunem așa, reale, cu profil matematică, fizică, fizică, chimie, chimie, biologie. De exemplu, la noi, în Iași. Aveam, cred că, o singură clasă de Filologie-Istorie, în tot Iașiul. Deci, restul, și eu am fost la Fizică-Chimie. Uh, Era greu să, să, fa să faci liceu. Bun. Însă, ei au constatat că, spre deosebire de Statele Unite ale Americii, profesorii de la noi erau calificați în domeniul pe care îl predau. Și spunea, uite, România. La ei nu predă fizica în România, zicea, nu predă fizica profesorului de sport și nici matematica nu predă profesorul de lucru manual. Spuneau că rețeaua școlară este foarte întinsă, foarte extinsă, deci, însă spuneau, desigur, la sfârșitul anului 80, spuneau că starea materială este destul de proastă, ceea ce știu Era cu adevărat. toți. Da, deci o investiție ar fi fost vorba aceea, o... <h> O, o bidinea și o toată reforma ar fi să costea în, în, în ceea ce fac ei acum, cu aceste fonduri pe care le investesc în construcții, în clădiri. În toată România se umple de clădiri. Aia trebuia făcut, atât. Nu umblat la, la programe și la, la, la manuale și la celelalte. Deci rețeaua școlară era foarte extinsă, profesorii erau calificați pe domeniul lor, în schimb, da... E, Problema cu mamele e foarte interesantă, unde spune că sunt prea multe profesoare care sunt mame, care prin natura lor sunt conservatoare și deci ele se vor opune reformei. Și motivul reformei, pentru că am căutat în aceste documente motivul reformei. Motivul reformei este simplu. Negru pe alb, scris de ei. Acela de a alinia România la trendurile globale. Nu era motiv pentru că școala era proastă, că era ineficientă, că România, că interesul național al României, nu, să ne alinieze la ceva. La care noi poate nu voiam să fim aliniați sau voiam să fim aliniați așa, așa cum ne-am integrat și ne-am aliniat și la alte lucruri în necunoștință de cauză. Nu există un motiv substanțial, obiectiv, rațional, productiv pentru noi. Și s-a la această, s-a trecut la această reformă și s-a mers după grafic. S-a mers după grafic. Și suntem în continuare în grafic. Pentru că tot ce se spune, se face. S-a anunțat, banii pentru digitalizare au fost încă din anii 90 incluși în planurile inițiale, s-a anunțat pe moment pentru că aveam toți acei profesori vechi, retrograzi, doamne profesoare, mă rug. adică toți profesorii noștri la care am ținut și pe care am avut și la care am învățat carte, stăteau în calea reformei. Și Poate nu întâmplător s-a menținut uh, salariul atât de mic în învățământ o lungă perioadă de timp până au ieșit profesorii aceia vechi la pensie, după care s-a măit. Și de atunci s-a topus mai mult problema măririi salariului în învățământ, trebuie mărite salariile. Odată ce s-au înnoit, odată ce s-au cadrele, s-a trecut și la mărirea salariilor. Asta nu, nu o știu, dar este clar că s-a prevăzut de la bun început uh, îndepărtarea acelor, acelor profesori uh, conservatori din... Uh, din, din învățământ. Și ce s-a întâmplat? S-au branșat lobby-urile de softuri, de manuale, de expertiză, ONG-uri, de diverse feluri, asociațiile de părinți, etc. etc. S-a creat acest fals ideal al parteneriatului dintre școală și părinți, care a însemnat în practică faptul că părinții au ajuns să dicteze în multe cazuri ce se întâmplă în sala de clasă, adică fiecare a ajuns să trateze sala de clasă ca pe propria lui bucătărie sau sfragerie, punem gresie, faianță, aducem draperii, facem și practic au, luat, au privatizat subreptice, discret, școala. Și s-a ajuns acum la, la, o stare, la un fel, de, uh, uh, un, un, fel de, un fel de tensiune continuă între profesori, părinți și minister, în care, de fapt, fiecare Partea implicată are uh, responsabilitatea ei pentru dezastru actual, și profesorii, și părinți, și ministerul, dar fiecare dă vina pe ceilalți. Scuze, te, te întreb cu, că vorbești despre implicarea părinților. Uh, sunt foarte multe concluzii uh, triste pe care le-am regăsit în această carte. Cât despre implicarea părinților, să știi că sunt, în ceea ce mă privește, sunt. Repet, nu sunt expert, nu, nu vorbesc în calitate de expert. Nici eu. Uh, ba, 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 nu. Uh, uh, dar am urmărit ce se întâmplă și în Europa, și ce se întâmplă și peste ocean. În principiu, sunt de acord cu teza că implicarea părinților în domeniul pedagogic care este instituționalizat da. e de nedorit. Da. Nu se poate implica mama și cu tata peste domnul învățător să explice lui metodica predării uh, 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 liniuțelor și a. Uh, da. Însă, întrucât procesul educațional în foarte multe zone a luat o pe arătură pe românește, întrucât copiii sunt uh, forțați în anumite zone și în anumite jurisdicții și în anumite programe educaționale, pretins pedagogice, să fie parte a unor cursuri de îndoctrinare vizibilă și am în vedere, știi foarte bine, acea politică de îndoctrinare promovată de ideologia UOC și a curentelor, m-am săturat să vorbesc despre ele, unde intervenția părinților este cât se poate de legitimă. Acolo părinții intervin în mod legitim pentru că uh, ai, ai, ai lor copii, odraslele lor sunt puse în fața faptului împlinit. Adică în fața unor uh, schimbări radicale în educația lor, iar cei șapte ani de acasă sunt șterți cu buretele și înlocuiți cu știu eu ce uh, da. mizerii ideologice. Așa e, da. Deci din această perspectivă da, 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 zic și... că mixtiunea cu ghilimele, imixtiunea părinților Atunci ar putea imixtiune. să fie putea Este să obligatoriu, fi da, asta susțin. Problema este în felul următor. Și de asta am, am, avut, am avut, multe discuții și cu profesori care, pentru că le-am spus că apropo de diviziunea, fundamental pentru o societate civilizată este diviziunea socială a muncii. Eu sunt profesor, tu ești avocat, el e ele el e pantofar și dacă fiecare din noi își face treaba bine, Societatea funcționează. Eu nu trebuie să fiu și pantofal și că nu mai suntem ca în, să zicem, începuturile în Comuna Primitivă, dar trebuie să-mi fac eu totul. Nu. Deci ne-am împățit, ne împățit sacile. Din, din această pricină, școala cade până în alta în sacina profesorului, așa cum spitalul trebuie să fie al medicului. În momentul în care medicul sau profesorul nu-și mai fac datoria, pentru că nu au numai să zicem, drepturi salariale, au și o datorie, un cod deontologic. În momentul în care eu nu nu-și mai fac datorie, atunci eu trebuie să intervin. Fie că sunt pacient, fie că sunt părinte. Nu e de dorit să se ajungă aici. Și părinții de pe vremea de la 1900, să spunem, interveneau doar dacă erau mamare și mamițica. Adică erau, ceea ce am numit astăzi, niște țoape ca interveneau în procesul școlii. Pentru că la acea epocă, domnii profesori și doamnele profesoare aveau destul autoritate și pricepere încât să știe să-și conducă școala singuri. Și lucrul acesta a continuat chiar și în epoca comunismului, unde școala venea și cu sprijinul acesta, prestigiul, autoritatea statului în spate. Cine se pune cu mine și cu Vasile, Vasile fiind partidul comunist. Deci nu prea puteai să intervii foarte mult în viața școlii. Problema este că reforma exact asta a creat. A creat această breșă pentru... Imicsiunea părinților în procesul pedagogic. Prea multe teme. Dar de ce le dați doar 20 de probleme de azi pe mâine? De ce faceți aia? De ce faceți Se discută, S-a discutat foarte mult. S-a discutat foarte mult și s-a coborât la nivelul stăzii demnitatea pedagogică și didactică a școlii. Și acest lucru s-a făcut și pentru că școala pe de o parte a dat peste cap această integritate a procesului didactic și pedagogic, pentru că să știți că sunt astăzi inclusiv manuale, auxiliare aprobate de minister, sunt profesori care fac lucruri anapoda, împiedicând învățarea. Toată lumea se miră de ce avem rezultate atât de slabe la matematică. Nu sunt expert în matematică, dar până vor apărea domnii experți în matematică, care să recunoască onest, deschis, cum s-a distrus predarea matematicii prin algoritmizarea ei și prin inversarea pașilor didactici la copii și cum și de ce copiii de clasa a doua sunt învățați, de exemplu, și sunt puși să trateze uh, o cifră, uh, un număr, să facă suma, Cifrelor din interiorul numărului, să combine, să trateze când e vorba de sute, când e vorba de zeci, când e vorba de unități. În loc să-i învețe acestea sunt sute, acestea sunt zeci, acestea sunt unități, îi pune să nume, să adune între ele zecile cu unitățile, cu, ca și cum ar fi din nou uh, cifre, nu elemente ale unui număr. Deci, copilul de clasa a doua este bulvesat. La clasa a doua se fac ecuații cu trei necunoscute, prin auxiliare. Până când profesorii de matematică se vor trezi și vor ieși să explice onest, corect, cine a învățat să facă aceste lucruri, unde, la ce workshop-uri, la ce ateliere de curriculum relevant și educație deschisă sau mai știu eu unde. Pentru că s-au investit sute și sute de milioane de euro în darea peste cap a învățământului, până atunci trebuie să ne implicăm și în aceste lucruri și să încercăm să înțelegem ce se petrece. Pentru că nici profesorii nu mai știu ce se petrece. Sau mai sunt stăpâni, mulți dintre ei, nu toți. Fo -fo 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 foarte multe dintre concluziile uh, fo foarte triste ale acestei lucrări uh, ar merita dezbătute. Uh, Aș pune pe, pe masă una care mi-a reținut în mod particular atenția. Sunt multe, dar uh, hai să luăm câteva totuși. Prima, o teză pe care te o dezvolți și te-aș ruga să o prezinți și celor care ne urmăresc. Uh, Uh, apropo, eu, eu mă adresez cu tu în virtutea prieteniei noastre uh, 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 și dumneavoastră vă adresați cu, cu dumneavoastră uh, pentru că nu, nu știu de ce, dar. Tu ai în spate un public imens de asta. Ah. de fapt nu-ți vorbești, vă... Aha, am înțeles, am înțeles perfect. Deci, uh, dumneavoastră. Uh, Ești un om multitudine. O um, multitudine. Uh, teza. Tristă, a acest, una dintre tezele triste a acestei uh, uh, extraordinare lucrări este că educația românească a fost transformată din cauza, nu spun grație, ci din cauza acestor reforme fără sfârșit, într-o prestare de servicii. Școala a devenit un atelier de prestare de servicii și profesorul dintr-un, învățătorul, profesorul dintr-un Pedagog care trebuie să facă, inițial trea să facă învățământ, după a ajuns să facă educație și acum a ajuns să vândă o marfă numită pregătire. Acest proces de transformare a educației în, în prestare de servicii mi s-a părut extraordinar de trist pentru, dar cumva explicabil când mă uit în lumea din. Da, zici. este explicabil. Acum se vă supăra profesorii pentru că ai spus de plasarea produsului numit pregătire, pentru că sunt foarte susceptibil la acest subiect. Eu întotdeauna am luptat pentru demnitatea profesorului. Cred. Nu mă refeream la meditații, scuze, nu mă, la, nu mă refeream la pregătirea paralelă. Nu, 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 nu. Ca să fiu foarte bineînțeles, nu mă refeream la pregătirea din clasă. Pregătirea. Actul pedagogic în sine, desfășurat în cadrul instituțional, a, a devenit o. Ar fi bine să stați dar mulți, mulți, de fapt, plasează o diplomă sau niște note. Pentru că, pentru că există, de exemplu, licee de elită la care recrutezi tot ce mai bun într-un oraș, și apoi, în baza acestui fapt, nu poți să pui decât note de elită. Nu există note mai mici de un anumit nivel, din vari, din vari motive. Dincolo, însă, de aceste lucruri. Sistemul de învățământ a avut demnitatea lui și profesorul are demnitatea lui atât timp cât își apă specificul care este legat de cunoaștere și de respire ignoranței. Și dacă vorbim de sistem de educație, atunci în specificul lui intră și educarea caracterului. Bun, în momentul în care, prin aceste reforme, s-a deschis tot acest parteneriat între școală și societatea civilă, lideri de afaceri, asociațiile de părinți, ONG-uri și așa mai departe, totul a devenit o imensă, o imensă tarabă, unde fiecare se amestecă în domeniul altora și unde totul se negociază. Lucrul pare la noi, nu știu, noi discutăm tot timpul ca și cum pe de o parte suntem foarte integrați, pe de altă parte discutăm problema școlii românești ca și cum am fi singuri în univers. Eu am scris această carte și pentru că am observat că aceleași metode au dat aceleași rezultate în alte țări, pe alte coordonate geografice. Pentru că este uluitor pentru mine să plec din Statele Unite ale Americii, unde toți americanii îmi spuneau, știi, eu nu sunt bun la matematică și știam că ei nu sunt buni la matematică pentru că vedeam la copiii mei cum se predă matematica și să ajung în România, în România din care am plecat, multă lume era bună la matematică, și să ajung în România și să văd acum că românii îți spun că știi, eu nu sunt bun la matematică. Păi între români și americani există diferențe culturale foarte mari cum de și românii și americani ajuns să fie atât de slabi la matematică? Probabil că modelul educațional care li s-a aplicat este același. Și cu siguranță este același, pentru că el vine din aceleași instituții, vine pe baza același experți, vine cu, cu, aceleași, până și manualele, până și designul manualelor, manualele acestea de tip almanah, din care copiii nu pot învăța nimic. Este același, dacă mergi în Statele Unite, vei vedea în anii 60, 70, 80 aceleași lucruri. Și rezultatele au fost aceleași. Eu la universitate în Statele Unite aveam studenți, eu veneam acasă bolnav, pentru că îi spuneam soției, acești băieți, acești copii, acești studenți sunt o bună parte neinteligenți. cineva și-a bătut joc de ei mă chinui să scot cu la liman, să uite ce bucuroși sunt când le spui de... Uite, eu predam istorie acolo, nu altceva. Și puteam să fac ce făceam pe acea păticică de, de, istorie, de cultură generală, de cultură istorică, de, depindea de nivelul la care făceam cu ei istoria. Și singura mea consolare într-un fel era că măcar nu sunt ai mei, că românii mei știu că sunt mai deștepți decât ăștia. Și când am tot în România, am observat că prindem din urmă acea realitate. Încetul cu încetul ajungi să mergi la studenți din universitățile românești și să vezi că nu ai cunoștințele de cultură generală de care să poți agăța ca într-un cuier niște cunoștințe. Ce, se alunecă totul pe ei, pentru că ei nu sunt pregătiți să recepteze nimic. Pentru că școala i-a învățat, i-a deșcolarizat, școala i-a învățat cu un fel de ignoranță politică. Sigur, nu vorbesc de Olimpici, nu vorbesc de cei 3%. Vedeți, statistice, nu mai, am, mai e cazul să mai argumentăm acum, să ne mai ascundem. S-a discutat, de exemplu, de testele PISA. Bun, că ele testează ce nu se predă în școala românească, dar evaluarea națională testează ce se predă în școala românească. Între testele PISA și evaluarea națională, rezultate similare, ce argumente mai putem nascoci pentru actuala stare de, de a învățământului românesc? Și totuși, Dincolo de și în cele discuții pe care le-am auzit întotdeauna și în Occident, referitoare la mai mulți bani, mai mulți bani, că dacă am avea mai mulți bani, am avea o școală mai bună. Departamentul Educației din Statele Unite are un buget imens comparat cu cel al României. Rezultatele elevilor sunt cam totale. Nu poți să arunci bani într-un sac fără fund, fără să știi care sunt metodele, care sunt scopurile, care sunt manualele, fără să ai o, o, un proces pus la punct pe care să-l alimentez cu cu acei bani. Dou două subiecte pe care le preiau din din discursul anterior. Unu, cultura generală. În, în această carte o analiză extraordinară a importanței culturii generale văzută nu ca un amalgam, o, 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 o sumă de informații irelevante în pregătirea individului, ci menționez în ci ca o acumulare de repere. Cultura generală împărtășită, practic, de mai mulți coparticipanți de mai mulți concetățeni. De aceea e generală. De aceea e generală. Pentru că există acele repere la locul lor pe care le împărtășesc toți membrii unei comunități. Și mi-aduc aminte că dădea exemplu de uh, savuroase discuții din romane englezești, Agatha Christie sau unde personajele care evocă un, o scenă dintr-un film sau o scenă dintr-un dintr roman, sau chiar versuri recitate de cineva. Toate aceste evocări, toate aceste mențiuni, toate aceste uh, aluzii uneori chiar uh, sunt, sunt împărtășite de ceilalți, pentru că ei au mâncat aceeași pâine pe românește, pentru că ei au fost părtașii acelui proces de, uh, de înmagazinare de, și, de, și de asimilare a reperilor de care vorbești. Asta fiind, practic, cultura generală. A doua mențiune, vorbești despre, despre matematică, sau vorbiți despre matem matematică, ca exemplu trist de degradarea performanțelor școlare. Eu însumi, noi fiind aceeași generație, în, în, în generația mea, nu mă număr printre perform, performeri, dar au fost. Cunosc foarte mulți colegi, și, și toate orașele de reședință de județ aveau un profil de matematică fizică, unde erau niște extraordinar de, de, de buni la matematică. Am avut colegi formidabili în. în bun, dar îngrijorător că vorbeam adineauri de, de patriotism, identitate națională și conștiință națională și repere, atunci. Un alt reper care merită luat în discuție și care s-a degradat foarte mult este limba maternă. Și în uh. deșcolarizarea României subiectul este analizat în profunzime și da, cred că separarea, mă corectez dacă greșesc, un, un, unul din păcatele pe care le analizezi este separarea limbii române de literatura română și de istoria literaturii române pentru că, spui tu, limba română nu este un simplu instrument de comunicare. Nu învăți limba română ca un chelner care trebuie să învețe cum servește pe cineva când se duce la serviciu și că trebuie să știe formule de politețe și cum se explice din ce e făcută. Nu, limba română este, înainte de orice, un, un element Vital al identității tale, în speță identității naționale. Și uh, limba maternă te definește într-un mod extrem de profund. Ori ea este în mod profund legată de întreaga istorie a literaturii uh, 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 scrisă în această limbă maternă. Scuze că m-am aprins da, așa, dar da. mi, mi se pare că este, este un și mai mai dădea un exemplu pe care pe care l-am și reținut de altfel, părinți scandal, nu, părinți, nu, știu dacă părinți, dar foarte mulți scandalizați tineri și părinți scandalizați de faptul că au primit la, la bac un analiza unei locuțiuni verb verbale, cred? <laughs> da, da. Sau locuțiuni adverbiale. Uh, nu nu, nu o găsesc, cred că de, bu de bună seamă. Da, de bună seamă, da. Uh, și li s-a părut, uh, uh, da, o locu locuțiune adverbială de bună seamă și s-a părut ceva extrem de bizar. E groaznic, e discriminatoriu. Da. E discriminatoriu. Cum adică să explici ce înseamnă de bună seamă? De bună seamă că este o, un abuz din partea examinatorilor. da. Sigur că există și a existat și fenomenul părinților indignați că se mai predă creangă și fenomenul unor profesoare, chiar de aici din București, indignate că se predă creangă, pentru că are foarte multe arhaisme și regionalisme și replica mea a fost întotdeauna bine că puteți să plătiți bani pentru meditațiile copiilor ca să învețe engleza, dar nu puteți să învățați cinci arhaisme și te jurnalisme pentru că spuneai de, de literatură, că de literatura română, uh, literatura română până la urmă este expresia modului în care românii au văzut lumea și mediul în care au trăit. E, ele, prin, prin acea literatură română noi ne reancorăm în realitatea pe care o putem numi a noastră. Și literatura română uh, până la urmă Singurile lucruri care sunt ale tale sunt lucrurile care sunt uh, idiomatice, care nu pot fi convertite în altceva. Și că e foarte greu să traduci proverbe, de exemplu, sau fix aceste regionalisme. Acestea sunt aceste expresii idiomatice care nu pot fi convertite, care nu pot fi preschimbate la Casa de Schimb Valutare în altceva, acestea sunt ale noastre. Și când mă refer la limbă, că e foarte importantă, că e mai mult decât un instrument de comunicare, am în vedere și experiența mea de părinte care și-a crescut copiii în străinătate. Eu am vorbit cu copiii întotdeauna uh, la noi în casă și noi, cei de părinți, nu doar limba română. Eu nu am vorbit engleză cu copiii. De ce? Pentru că eu nu pot transmite limba engleză toate nuanțele pe care le pot transmite de afecțiune. De bună seamă de bună seama, pe care le pot transmite limba română. Aveam vecini chinezi sau de alte nații care vorbeau cu copiii în limba engleză pentru că voiau să-i naturalizeze, să se asimileze copiii, să vină copiii americani. Copiii mei au învățat engleza la școală, vorbeau perfect cu colegilor, acasă se vorbea doar limba română. Și de altă unul din motivele pentru care ne-am întors a fost că la un moment dat am observat că băieții începuse să vorbească engleză între ei. Și ne-am uitat unul la altul, eu și cu soția, și am zis, bun, e încă un motiv să ne întoarcem în România. Pentru că înainte de asta vorbeau doar limba română între ei. Și la un moment dat începuse să vorbească așa, uzual, în, în engleză. Pentru că asta aveau la școală și la grădiniță. Și ne-am întors. Deci, limba pe care o vorbești te înrădăcinează într-un anumit spațiu și te înrădăcinează în tine însuți. Și în continuitatea din care, din care faci parte. Și tot ce se întâmplă în ziua de azi, inclusiv cu această oribilă engleză de care mă feresc, și pe care. Deși uneori îmi vin în minte cuvinte în limba engleză, pentru că am funcționat foarte mult în limba engleză, dar nu poți nu poți să stâlcești limba în, în halul acesta. Este un alt instrument de dezrădăcinare, pe de-o parte de percepție și asimilare superficială a, 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 a realității pe de altă parte deci de înstrăinare omului i-a dat Dumnezeu darul cuvântului un câine sau o pisică miaună, lată, mârie schelele se face înțeles, dă din coadă în alte moduri un om, un tânăr care vine la tine și îți spune gen, gen imitând like din engleză. It's like, you know, it's like și o ține așa la infinit cu gen. Este din punctul meu de vedere un om care refuză darul vorbirii pentru că nu e câine sau pisică. La câine sau pisică eu trebuie să încerc să văd ce vrea să-mi transmită. El ca om are posibilitatea și datoria de a-mi transmite limpede, clar, rațional, un enunț care are legătură, cum spuneam, cu realitatea. Acesta e adevăr. Orice enunț care are legătură cu o stare de fapt, e un adevăr. Nu vorbim aici de adevărul biblic sau adevărul, orice enunț. Și atunci, limba română, pe de-o parte, ce s-a întâmplat cu ea în școală, s-a modificat gramatica, s-a rescris gramatica după modele din anglosferă, ceea ce este o aberație. Limba engleză nu are nicio legătură gramatica limbii engleze cu gramatica limbii române. Este o abominațiune din acest punct de vedere să rescrii gramatica limbii române în concordanță cu modele anglo-americane. S-a complicat foarte mult gramatica. Gramatica care se preda acum în gimnaziu s-au mulțit complementele circumstanțiale, s-a schimbat analiza frazei principală și subordonată, s au scos, s au introdus ochismul și aici, că nu mai e principală și subordonată, nu mai e voie să fii subordonată acum. Trebuie să fim egali toți, <laughs> să fim așa. Deci s au făcut, s complică foarte mult învățarea gramaticii pentru copil și a devenit cu adevărat meșteșug de tâmpenie, pentru că în loc să se țină cont de motivul pentru care învățau copiii gramatică și anume acela de a învăța să se exprime corect și limpede în limba română, acum s-a ajuns la un fel de neoscolastică a, a gramaticii. Din punct de vedere al literaturii, se lucrează foarte mult pe traducere. Tu când studiezi o traducere, tu nu studiezi autorul, tu studiezi traducătorul. În loc să studiezi Sadoveanu, tu citești pe traducătorul lui Tolkien, de exemplu. Bun, acum trebuie să decizi dacă traducătorul lui Tolkien este Lucian Blaga, poate, nu știu, merită ca limbă, ca imaginarea și este altceva la limba română. Însă cea mai mare crimă care s-a făcut și la istorie și la română, s-a scos criteriul cronologic din istoria literaturii române. Și sunt lucruri... Uh, dau un simplu exemplu, dacă citești pe Tudor Vianu, el îți explică faptul că de exemplu, Livre Branu și-a scris romanele cum și le-a scris, pentru că a beneficiat de experiența și nuvelelor, momentului nuvelistic al literaturii române, Emil Găleanu, Bătescu Voinești, s-a întâmplat la 1900, Basarabescu, la niște scritori socotiți minori astăzi, ei nu sunt chiar atât de mici. Și Tudor Vianu spune că Rebreanu a asimilat experiența acestor scritori și a introdus tipul acela de atenție la detaliu și de analiză psihologică într-o construcție de mai largă respirație în roman. Că scritorii aia practic au schița sau nuvela. Bun, deci, practic, tu ca să înțelegi romanul lui Liv dacă vrei într-adevăr să înțelegi ceva din ele, el, 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 a fost, ele au fost scrise într-o anumită secvență organică de dezvoltare a istoriei literaturii. Sau dacă sari direct lui Ebreanu, fără să fi făcut niciodată, pentru că nu se mai face, momentul novelistic, pentru că, dragă Doamne, sunt scritori minori și mediocri. Ca și cum fac o paranteză Uh, toată România ar fi populată numai de genii care nu pot citi decât de la Eminescu în sus. Unii din acești scriitori minori sau mediocri, nu sunt nici minoi nici mediocri, și au texte excelente pe baza cărora poți învăța limba română, poți învăța istoria culturii române, poți învăța istoria românilor. Și Vlahuță, și Calistra Hoga, și alții, și alții, și alții. Și, și cu Vănește, etc. Și în plus, poți înțelege și cum s-a dezvoltat literatura română. Ori, și la istorie și la română s-a scos criteriul cronologic și copiii învață teme, motive, momente, subiecte, e un fel de uh, calea lactee așa de steluție sclipitoare care oricum diferă de la manual la manual. Uh, și apropo de cultura generală, nu se mai clădește cultura generală pentru că nu mai studiază toți, să zicem, novela, făcând, să zicem, o anumită novelă, nu știu, Nicoleța Minciuna lui Brătescu Voinești. Unul face Cătărescu, unul face, poate un autor englez, unul face și atunci cultura generală, reperele se duc. Și, după cum poate observa și din argumentul din carte, apropo de că românii sunt dezbinați, păi fără repere comune, fără această cultură comună, fără această cultură generală, cum să fim dezbinați? Adică, apropo de dispariția României, această reformă a școlii duce, în vari moduri, în vari feluri, la sfârșirea texturii a coeziunii interne a României. Pentru că ne trezim niște oameni de nișă, fiecare cu nișa lui. Și până la vom vorbi singuri. <laughs> până stragi sufletul, citez un avertisment din această carte. Diminuarea culturală prin sărăcirea vocabularului, a reperelor culturale, a metodelor de analiză și sinteză, a modurilor de exprimare, la care supunem generații după generații de elevi cu ajutorul unui sistem de educație distorsionat pedagogic și didactic, va da naștere la generații întregi de surdomuți cultural, la oameni care vor auzi și vor vorbi, dar care nu vor avea nimic de spus pentru că discursul lor interior e gol, e vid. La niște oameni populați doar de bănuieli, susceptibili, nesiguri pe ei și pe ceilalți, incapabili de înțelegere pe termen lung. Mircea n-aș închide subiectul uh, numit uh, deșcolarizare uh, fără să fac aluzie la un text al tău prin care făcea o analiză critică a unui dialog pe care l-am avut cu fostul ministru al educației, domnul profesor Miclea, care întrebat în acea întâlnire de minusurile și plusurile sistemului educațional românesc, a dat un răspuns care pe tine te-a satisfăcut doar parțial. Și asta, într-o exprimare eufemistică, ai fost relativ critic la adresa răspunsurilor domniei sale. N-aș vrea să lansăm o polemică de la distanță, mai ales în, în absenția, dar te-aș întreba pe tine, având în vedere, plecând de la răspunsurile domniei sale, care ar fi cele mai serioase aturi și cele mai grave vicii ale sistemului actual, având în vedere toate cele, toate bunele și relele de care tu ai vorbit, toate aceste încercări de destructurare a sistemului educațional și implicit a coeziunii sociale a României. Aș începe cu vicile, pentru că am impresia că așa a început și domnul Micla, dacă uh, mă gândesc bine. Nu mai știu cum aș începe cu vicile, pentru că după aceea se vor înțelege mai bine aturile. <laughs> Pentru că cred că sistemul românesc, la actuală, principalele defecte sunt, în primul rând, lipsa de coerență la nivelul programelor și al manualelor. Și când spun coerență, mă refer la faptul că reforma învățământului românesc a pornit de la redefinirea scopului lui. S-a redefinit scopul învățământului românesc. Și scopul, așa cum a fost el definit, a fost. Uh, noul scop a fost acela de a crea forțe de muncă pentru piața globală a muncii. Sau de a crea oameni capabili să-și asume obligațiile, să respecte obligațiile asumate de România pentru tratatele internaționale, etc. Ori cred că uh, scopul învățământului românesc ar trebui să fie acela de a crea români capabili și integri, deci români competenți și integri, capabili să-și guverneze, să-și locuiască propria țară. Din cauza că învățământul românesc nu și propune să facă acest lucru, adică să educe români competenți și integri, capabili să-și locuiască propria țară, vedem că merge orice în învățământ. Și atunci avem un curcubeu de Programe, manuale, metode educaționale, informații, după cum spuneam, inclusiv manuale sunt, sunt structurate ca un almanah. Parte școala românească este la actual un almanah. Almanahul se citea în vacanță. Era de plajă. Un almanac în care intervin și ONG-uri, intervin și spectacole de teatru pe diverse teme la modă, woke sau mai puțin woke, în care se vând și droguri, în care se discută și despre combaterea drogurilor la moduri de, de multe ori care sunt improprii, de fapt, combaterii drogurilor, etc. Deci există, în școala românească este, la actuală, un fel de bazar educațional în care, în funcție de taraba la care te duci, vei găsi marfă de mai bună sau mai proastă calitate. Poți să găsești licee sau școli de elită sau în interiorul unei școli de elită poți să găsești o clasă unde sunt câțiva profesori mai buni. sau Nu mai există ceea ce este caracteristic unui sistem, adică să fie o regulă uniformă. Coerența. Să este uniformitatea și coerența sistemului. De ce se numește sistem de educație. Ori lui lipsește această, această coerență și această, această predictabilitate la care a contribuit și forma continuă. Deci, în, în, care pomă. descalifică de la statutul de sistem. de la statutul de sistem. În al doilea rând, există toată această problemă a pedagogiei și a didacticii. Au dispărut, de exemplu, planificările școlare făcute ca la carte. Există foarte multe website-uri sau foarte multe edituri care le furnizează profesorilor planificările școlare, adică modul în care efectiv ei își predau, își țin orele. Dacă o să mergi înapoi la anii 50, 60, 70, nu mai zic de epoca interbelică, vei vedea că toți profesorii aveau caiete în care își făceau singuri aceste planificări. La un moment dat am făcut un apel public și am strâns au fost mai mulți profesori care mi-au dat aceste planificări pentru ca să văd exact cum eram învățați noi, ce am fost învățați noi. Pentru că noi toți am trecut prin școală, dar puțin dintre noi își mai amintesc cum anume am fost învățați, ce am învățat. Și m-am uitat, deci, în bucătăria profesorului ca să văd. Astăzi nu se mai aplică aceiași pași didactici. Dincolo de pedagogie care să da peste cap cu tot felul de metode active, lucrul pe proiecte, lucrul în echipă la proiecte, care contribuie la analizare, și, de exemplu, lucrul acesta în echipă la proiecte, cum se desfășoară în cea mai mare parte, uh, în școlile de România, deci în genere, dincolo de unele excepții, vine profesor care spune: Copii, căutați pe internet uh, lucruri legate de cartofi sau de Gândacul de Colorado și faceți uh, o echipă, tu, tu și cu tu, voi vă ocupați de Gândacul de Colorado, tu, tu vă ocupați de cartofi. Asta, asta nu e un proiect în care copilul să învețe ceva, nu învață nimic decât pierde timpul pe internet, nu e structurat. Ori, didactic și pedagogic, școala a fost atacată. De această incoerență introdusă inclusiv de, uh, deci, de uh, lucruri pe proiecte, de amalgamarea materiilor, de uh, introducerea unor pedagogii experimentale și de practic abolirea sau uh, eradicarea meșteșugului care intra în planificările didactice. Că eu urmăreau să dea copilului pas cu pas, cu pași mici, ce trebuia ca să învețe, să cunoască. Și lucrul acesta a fost un element de bază al, al reformei uh, educației. Această schimbare a planurilor cadru, a curiculumului, a manualelor, a uh, noilor moduri de a preda, inclusiv ultima reformă, cea cu modulele, care a, a stricat ordinea, ca să zic așa, seculară a, a trimestrelor, care era fundamentală și corespunde și ea anumitor uh, cicluri ale vieții elevului și ale societății. Nu ciclu agrar, așa cum spunea un fost ministru al învățământului, care spunea că e normal să mai avem trimestre, pentru că ele erau potrivite al XIX-lea când copilul vara mergea să-și ajute copiii la secerat. Pentru că elevii de la Eton sau de la marile școli unde se educau copiii de nobil nu mergeau vara la secerat. Pur și simplu copilul vara are nevoie de vacanță mai lungă pentru că trebuie să se joace. Nu putem să cerem în, acel, în același timp școală activă și să reducem vacanța de vară ca să ținem copilul între patru pereți, să învețe mai multă educație sexuală sau educație civică sau socială sau de mediu sau școală altfel sau reciclare, reciclăm voios și așa mai departe. Nu. Trebuie să copilul să se joace vara. Ai nevoie de acest lucru. Deci, toată această amalgamare didactică și, și pedagogică în care intră inclusiv calitatea manualelor. Deci, lipsa de coerență, lipsa de, de, de calitate didactică și pedagogică, și sigur că putem vorbi de ce spunea domnul miclea de subfinanțare. Însă, subfinanțarea aceasta, iarăși, dacă ne uităm, s-au cheltuit foarte, foarte mulți bani, s-au cheltuit numai în ultimii, am făcut un calcul într-un articol recent calcul făcut după datele publicate de Ministerul Educației. Tabelul lor doar cu fondurile acestea nerambursabile. Deci nu era vorba de bugetul propriu-zis operațional al Ministerului, era vorba de banii veniți din finanțări. Și s-a undeva vreo 860 de milioane de euro în vreo 4 ani, din 2016 sau din 2014 până în 2020, 4 sau 6 ani, nu știu, vreo, vreo aproape un miliard de euro cheltuit pe programe, precum curiculum relevant, educație deschisă. Toate urmăreau îmbunătățirea educației. Până în 2020. În 2021 au fost testele PISA care ne-au îngrozit în 2022 cu rezultatele publicate. Deci la capătul unui miliard de euro în plus față de alte lucruri cheltuite pe educație s-a obținut ce? Nimic. Dacă ar fi vorba de o gogoșerie sau de o fabrică, s-ar închide gogoșeria pentru că nu poți funcționa cu asemenea investiții având asemenea rezultate. Deci și aici, subfinanțarea trebuie privită în raport cu ce anume finanțăm. Ce fel de programe, ce fel de manuale, ce fel de mod de a preda, ce fel de școli, pe ce se duc banii? Că dacă se duc pe diversitate, echitate și incluziune, mulțumesc, cred că deja cheltuim prea mult. Deci nu știu, dacă, nu știu dacă sub nu știu exact care e situația cu salariile profesorilor, pentru că, sincer să fiu, versiunile sunt versiunile pe care le aud și cifrele la care am avut acces sunt, ca să zic așa, se contrazic, sunt conflictoare, se contrazic între ele. Oricum, salariile în România sunt mici în, în multe domenii. Cred că, cred că mai degrabă, al treilea, al treilea domeniu în care aș accentua în școala românească, ca viciu, ar fi nu subfinanțarea, ci lipsa disciplinei, care pornește la bolirea uniformei. Și uh, uniforma care este prezentă și la marile școli private, și din România, și din străinătate. Uniformă care are de-a face și cu spiritul de corp, și cu spirit de corp, și cu toată această solidaritate de care vorbeam, inclusiv când vorbeam de cultura generală. Uh, uniformă care are de-a face și cu eradicarea foarte necesară a fițelor din școală, pentru că, în teorie, copiii trebuie să se ducă îmbrăcați cum vor ei, dar simplu. Uh, oricine stă 20 de minute să-și aștepte copilul ca să-l ia de la școală, vede tot felul de echipamente de Halloween care intră și ies pe poarta școlii zilnic, deci nu se respectă de fapt nimic. Telefoanele celulare, după cum am arătat în, într-un într -un text publicat recent, uh, uh, testele PISA au arătat că românii sunt fruntași în ceea ce privește folosirea telefonului celular în școală. Nu folosirea doar în sensul că elevul nerespectând regulamentul școlar folosește telefonul, ci folosirea lui de către profesori pentru a da teme, pentru a transmite directive, pentru a face la oră diverse lucruri. Adică profesorul folosește telefonul pentru a-și face ora cu elevii. Și suntem printre primele, cred că suntem în primii 2-3 din lume în ceea ce privește folosirea numărului de ore pe care elevii români îl petrec în fața ecranelor de un fel sau de altul. Deci nu digitalizarea ne lipsește. Nu ecranul ne lipsește în școală. Avem prea mult ecran și s-a constatat că acolo unde accesul la ecrane e mai uh, limitat, rezultatele școlare sunt, sunt mai bune. S-a constatat, de exemplu, că elevii români sunt mai, așa declară ei, stresați că nu au acces la telefonul celular decât elevii din Gaza. Nu glumesc. Deci, dar în ce condiții trăiesc elevii? că deci, ce se întâmplă la școală dacă nu pot vorbi la telefon cu mama sau cu tata în pauză sau dacă nu pot să trimiți un SMS. Bombardează cineva, se întâmplă ceva. Nu. De ce sunt așa de stresați? E semn de dependență. O școala, experții, specialiștii nu țin cont de aceste simptome clare, îngrijorătoare. Deci, practic, avem lipsa de, lipsa de coerență, haosul didactic și pedagogic și lipsa de disciplină la nivelul școlii, pe care vrem să o combatem mărind salariile profesorilor pentru ca profesorii să aibă un statut mai, cum se spune acum, elevat în fața elevilor. Dar profesorul nu poate intra la concurență cu orice, să zic așa, nu, 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 nu prin bani se află. Banul nu poate intra la concurență cu orice interlop care are bani. Nu e vorba de bani aici. Statutul profesorului ține de demnitatea lui profesională, de ceea ce face, cum spuneam, de faptul că îi sipește ignoranța și educă caracterul. Mai ai întristat deja, de, deja foarte tare. Acum, acum să trecem la calități. Trei raze de speranță. Trei raze de speranță. Faptul că, slavă Domnului, încă mai avem un sistem de învățământ wow. de stat, public. Prima rază de speranță. E o rază de speranță, încă îl mai avem. Uh, Așa cum e, este, profesorii sunt încă, așa cum constatau și cei din anii 90... Da, Iartă-mă ia nu vreau să fiu rău, dar te întreb, care e viciul principal al uh, sănătății tale? Ficatul <cătate> e praf. Și după aia îmi spui, și partea, vestea bună, el există. Deci de 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 cam, cam aici mă duci Deci. De nu, o să, o să spun de ce. Pentru că, uite, când s-a făcut școala atunci sub Cogălnicianu, după un an de zile, au fost voci care au spus, domnule, e plină școala de învățători, că e vorba de învățători, care începuse cu clasa I, așa, învățători analfabeți, în nu știu să scrie, abia știu să scrie, abia știu tu. Și trebuie să desfințăm e o panamă chestia asta. Deci, asta era în 1965. Și un anonim care nu-și semnează, semnează cu niște inițiale broșura, publică o broșură și se dovedește, noi știm acum că anonimul era tatălui Titu Maiorescu, Ioan Maiorescu. Publică o broșură în care îi spune ministrului învățământului de atunci, spune, domnule ministru, vă rugăm să nu desfințați școlile. Pentru că s-a constatat că chiar dacă învățătorii sunt analfabeți, elevii își depășesc învățătorii. Un învățător analfabet poate produce elevi de la țară, că și uh, condițiile școlii de atunci erau uh, antediluviene, deci erau, vorbim de o școală ieșită din nămoluri primordiale, poate să-și depășească învățătorul. Ceea ce înseamnă că, uh, și într-adevăr, așa a și fost. Deci școala românească a început în niște condiții foarte grele. Epoca aceea eroică a începutului a fost extraordinar de grea. Noi acum stăm bine față de acea epocă, adică avem de unde porni. Avem de unde pleca. De asta zic, chiar dacă ficatul e țândă, îl punem la dietă, facem anumite lucruri, că avem, avem infrastructura, avem încă profesori bine pregătiți din punctul meu de vedere, nu ne trebuie mai mulți bani, ci o mai, ca să zic așa, sănătoasă orientare a învățământului. Pentru că foarte mulți profesori, așa cum în cele din urmă nu au avut ce face și au respectat directivele venite de sus, ar putea o bună parte din ei, nu toți, pentru că unii nu sunt destul de bine pregătiți, dar mulți, să lucreze după din nou după un model mai aproape de, de, de normalitate. Deci avem un sistem de învățământ, încă există. Prima rază de soare. Avem profesori care sunt încă pregătiți în domeniul lor. Încă nu avem, slavă Domnului, profesori de educație fizică care să predea matematica și profesori de matematică care să predea uh, educația fizică. Deci avem profesori care sunt specializați nu aș trece neapărat uh, și avem, din punctul meu de vedere, rețeaua școlară este într-o stare mult mai bună din punct de vedere al clădirilor și al dotărilor decât era în 1989. Problema este că și aceste dotări s-a pus foarte mult accent pe digitalizare, pe ecrane. Nu s-a pus foarte mult accent, de exemplu, pe hăți. pentru că o să spună nu, că le vede pe ecran copilul. Nu e chiar tot aia. Toate laboratoarele, toate bibliotecile, toate dotările care, care sunt fizice, care sunt uh, clasice, sunt mai bune decât tot ce s-a făcut cu așa zisele. S-au băgat sume imense în digitalizarea școlii, în achiziționarea de uh, table inteligente pe care elevii în pauză pun manele și așa mai departe. Deci uh, nu e. Nu, 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 nu digitalizarea, că domnul Miclea și asta spunea că tehnologia este un atu. Nu mi se pare tehnologia una atu. Da, e o, o, o bună, bună punte spre subiectul următor, pe care, aș, din păcate, va trebui să le puizăm mai repede. Uh, ai, ai scris recent o lucrare Cominternul Educațional și Descolarizarea Digitală. E o, o, o completare a descolarizării României, în care deplângi dezastrul digital, dacă îl pot numi așa al sistemului educațional românesc, foarte multe informații utile, foarte multe semnale de alarmă, foarte multe analize pertinente și peste toate un imens semn de întrebare. Încotro. Încotro mergem cu această nestăvilită goană întru inteligența artificială și digitalizare. Am atacat subiectul ăsta în repetate rânduri. Pe mine m-ar interesa părerea ta, în principal, Uh, cu privire la entuziasmul, gvazi general, al opiniei publice, al oamenilor, al părinților, nu mai spun elevilor, în fața acestui fenomen... Pe de-o parte, eu sunt foarte surprins, pe de-o parte sunt numeroși părinți care, care deplâng situația copiilor, care sunt dependenți, pomeneai de copii care răspund la telefon în timpul orelor, care uh, sunt dependenți de telefonul mobil și mai departe, da. care uh, sunt uh, mâhniți că odraslele lor n-au citit o carte, uh, n-au uh, cărți în bibliotecă, nu sunt preocupați să citească. Uh, sunt uh, uh, unica lor distracție este legată de tot ce înseamnă gadgeturi și uh, uh, digitalizare pe de altă parte, însă e, 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 e un marș triumfal. Toată lumea aplaudă, și uh, toată lumea vorbește despre progres. Progresul. Adus de inteligența artificială, progresul aportat de digitalizare, progresul uh, 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 traductibil în câștigul de timp și în uh, uh, rapiditatea cu care accesăm informația. Dacă ar fi doar, a, doar asta, putem să vorbim la limite de un progres. Însă lucrurile sunt infinit mai grave. Iar această carte e o demonstrație în numărase în, 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 în pagini. Aceste cumplite realități? Cum explicăm acest, această atingere triunfalistă? Păi, probabil că are de-a face și cu senzația noastră de, de neputință absolută în care am trăit în timpul comunismului, când așteptam să vină salvare de undeva. În anii 90, salvarea trebuia să vină de la integrarea în Europa, de exemplu. După ce am integrat în Europa, salvarea va veni acum a tuturor, tuturor problemelor noastre, este uh, această jucărie, ecranul, calculatorul. E mult, mai, e mult mai simplu decât să stai să-ți bați capul cu copilul tău, să-l înveți să scrie, să citească, să mai ales dacă nici tu nu știi foarte multe, pentru că ai avut o, să spunem așa, o ascensiune socială foarte rapidă, bazată nu pe muncă și merit, ci pe altceva. Și dacă nu poți să-ți educi copilul, să-i înveți să-i pui în mânocate, să-i explici, să aștepți totul de la aceste ecrane. Este ok, este o, o jucărie, este o, o fascinație a soluției. Uh, rapide care domină de altminte toată viața noastră politică, tot timpul economică. Căutăm, căutăm în România foarte mult să găsim o intrare sau o ieșire, să dăm o țeapă, să găsim o soluție, să găsim o pilă, să găsim. Calculatorul este pila noastră la cunoașterea universală pe care o putem obține fără efort teoretic. Desigur că nu, desigur că nu e așa. Iluzia asta este întreținută și toate aceste lobby pentru că sunt oameni interesați să ne vândă diverse lucruri. Pot să ne vândă și expertiză educațională, pot să ne vândă și calculatoare. Uh, ideea care se vehiculează foarte des în România sloganul este așa e acum, trebuie să ne adaptăm. Problema este că acest așa e acum nu se referă la starea vremii sau la ciclul anotimpurilor, ci la un anumit context cultural care e produs de câte o divizie de research and development dintr-o mare corporație care lansează o modă. Și ăștia îți fac anotimpul în care trăiești tu atunci. Acum e anotimpul calculatorului. Vai ce interesant așa e acum, hai să ne adaptăm. Eu scuze scuze da. de întrebare. Știu că la, 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 la un moment dat tu erai... Măre, mereu de exemplu reacției unui părinților. dumne ce vrei? Vrei să ne întoarcem în epoca de piatră și tu în analiza ta vii să spui... Ba da, prin asta, prin digitalizare, taman acolo vă da, duceți. Da, da. Inclusiv, inclusiv în articularea uh, accentuată a tinerilor, faptul că nu mai sunt în stare să vorbească, să se mai exprime, uh, apropo de folosirea emoticoanelor, apropo de romângleza, apropo de frazele frânte, rupte, apropo de imprecizia termenilor, deci totul duce de fapt către... Bulbăia la epocii de piatră. Acolo vom ajunge datorită digitalizării, pentru că există și studii care țin de uh, neuroștiințe care arată clar, de exemplu, rolul pe care l are scrisul de mână în dezvoltarea cărui sau cititul, uh, prin opoziție cu tot ce înseamnă manipularea acestor uh, ecrane și acestor butoane. Deci lucrurile sunt foarte clare. Numai că la noi, uh, în România, nu, uh, nici nu se discută aceste lucruri. Deci, de câte ori ai văzut la vreo emisiune la televiziune să se discute aceste lucruri, eu vin la tine să le discut pentru că tu ai avut curajul să-ți faci acest canal alternativ și discutăm aici aceste lucruri. Și lucrurile acestea vor ajunge, desigur, la o masă imensă de oameni, pentru că ai foarte mulți, foarte mulți spectatori și foarte mulți abonați ai canalului. Dar ele nu vin. Cu prestigiul, cu aureola uh, canalelor obișnuite de televiziune la care se uită toată lumea, și unde li se anunță ora exactă, și li se anunță. Uh, <coughs> câți morți au mai fost astăzi din cauza virusului X sau câți vaccinați sau A, cât. Am, da? am, am, înțeles ce da? vreau să spui. Eu sunt da? un un pârlit și n-am -am nicio șansă nu, la o audiență. Nu, de... nu ești un pârlit. Tu e construiești așa cum trebuie să reconstruim școala. Tu, tu e construiești și tu ești unul dintre cei care încearcă să reconstruiască un climat de opinie normal unde să putem discuta. faci o de pionierat aici. Pentru că aici putem să ne întâlnim și să discutăm și slavă domnului că sunt, sunt câteva canale unde se pot discuta aceste lucruri. Dar nu ești acceptat, nu ești mainstream, nu ești e adevărat. Și... Da. Da. Mircea, vreau să nu vreau să ieșim din, din ograda școlii, și vreau să te întreb părerea ta legată de învățământul acasă. Știi foarte bine de uh, situația uh, părinților de la orade a condamnați penal pentru gestul rebel de a-și fi retras copilul de la, sau copiii de la școală. Uh, uh, speța este cunoscută sau ai tu ai comentat-o pe larg ți-a arătat nedumerirea, eu ca jurist, mă rog, nu pot să comentez o decizie judecătorească atâta vreme cât ea e fondată pe o legislație existentă, am citit și eu parte din hotărâre, m-au uh, uh, mirat anumite considerente, mă rog, din... Uh, nu, 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 vreau să să intru în detaliu în analiza lor, dar pe mine mă interesează poziția ta de principiu. Uh, tu ți-ai exprimat-o pe larg în mai multe intervenții, dar aș vrea să o faci cunoscută și celor care ne privesc, în speranța că, mă rog, dezbaterea publică ar putea să fie impulsionată de o asemenea provocare. Tocmai datorită prestigiului pe care l-a avut școala românească publică, oamenii au fost în anii 90 foarte sceptici când a apărut această idee a școlii acasă. Și oamenii sunt în continuare, mai majoritatea românilor resping ideea pentru că au diverse idei preconcepute referitoare la, la, școala acasă și pe de altă parte au și mitul acesta al școlii. Dar vorba aceea, avem vești pentru ei, școala nu mai este școala de care își aduc ei aminte, s-a schimbat și acea școală. Școala acasă mie mi se pare că funcționează în două, poate funcționa în două feluri fie ca soluție de avarie pentru părinții nemulțumiți de sistemul de educație uh, public, pentru că sistemul acesta public de educație la ora actuală, de fapt, am putea spune, bazat pe rezultatele lui uh, constatabile cu ochii liber uh, și cuantificabile, nu își mai face uh, datoria de a uh, oferi copiilor uh, o educație, Rezultatele sunt foarte slabe, deci poate ar fi bine să avem o alternativă legală la acest sistem de învățământ public, și, pe de altă parte, poate funcționa ca o soluție nu de avare, ci ca o soluție de predilecție, o soluție aleasă de acei părinți care uh, vă să-și aduce uh, copiii astfel încât să le poată transmite uh, mai bine, mai ușor, anumite valori pe care ei le consideră subreprezentate în sistemul de educație publică. Bun, și aici, de exemplu, am avut foarte multe discuții la mijlocul anului 2000, când eu am scris în favoarea școlii acasă încă din 2008-2009, a fost atunci un proiect de lege și am susținut-o, era o doamnă deputat din partea Partidului Democrat Liberal pe vremea aceea, nu eram o susținătoare al acelui partid, dar am susținut proiectul doamnei deputat el a fost, proiectul a fost, nu, 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 a, nu a avut câștig de cauză pentru că s-a mers atunci, prin legea din 2011, pe modelul german. Nu știu de ce s-a mers pe modelul german. Mă rog, am arătat că modelul german, noi, la ora actuală, am suntem o țară care interzice școala acasă, asemenea Germanii, Turciei, Bosniei, Herzegovina. Am zis că adoptând modelul german am mers mai degrabă pe model otoman decât pe modelul european-romanic, pentru că țările de gintă latină ale noastre toate au uh, posibilitatea de a face școala acasă. Și atunci era această idee din partea, să zicem, a ortodoxilor sau a românilor majoritari că nu vrea să facem școală, să le dăm posibilitate neoprotestanților să facă societate paralelă. Ceea ce era, de fapt, cazul și în Germania, multe, multe uh, privințe. De, tot așa a fost discuția în Germania, era aceasta cu privire la societatea paralelă. În anii 30, sub Hitler, erau tot, zicem, matorii lui Jehova sau ceilalți. Acum, după 90, au fost, să zicem, uh, musulmani, imigranți. Bun. A noi nu e. Nu e deocamdată nu se, pune, nu se pune această problemă, și nu înțeleg de ce nu legalizăm acest sistem al școlii acasă, care nu implică, așa cum cred mulți, neapărat un copil care stă cu o mamă sau cu un părinte analfabet în fața calculatorului și acel părinte încercând să explice rudimentele școlii elevului. Nu. Sistemul de școală acasă poate. Desigur, se poate recunoaște și în această imagine, voi fi existând și cazuri de acest fel, dar sistemul de școală, ca să presupune și părinți competenți care pot să își aduce copiii, cel puțin în ciclu primar sau până la sfârșitul gimnaziului, la diferite obiecte. În Statele Unite ale Americii, unde eu chiar l-am practicat cu copiii mei, putea să însemne, de exemplu, și mai multe familii care se grupează, exact cum sunt meditațiile. 4-5 familii care angajează 3-4 tutori care fac cu copiii într-o școală. În afara învățământului unde vin, să zicem, diversi și cu păr vopsit în diverse culori să le, să le predea în școala publică vrea tot felul de prostii și atunci aceste familii se grupează separat. Deci înseamnă Înseamnă foarte multe lucruri și înseamnă și posibilitatea, în unele țări există, în altele nu, de a testa copilul la sfârșitul anului sau la începutul anului următor de a vedea dacă el și-a acoperit să spunem așa, parametrii pe care trebuie să-i acopere. Copiii mei în Statele Unite și în Canada erau testați la începutul anului. Și mi se spunea, domnul Platon, aveți, era vorba de la mai, că el era mai, domnul Platon, aveți un copil supradotat. Și zic, nu. E, așa e un copil normal, pentru că făceam după manuale de România cu el, făceam acolo, în, în Ohio. Și pentru că el făceam un an acasă, un an de an la școală pentru engleză și celelalte, un an acasă, un an la școală, bun. Și nu a fost, nu a rămas în urmă cu învățarea, nu, la noi există niște, niște prejudecăți și există un monopol uh, al statului. Bine, există sistemul acesta de învățământ privat, care în multe cazuri este fie parazitat de metodele progresiste din învățământul de stat, fie foarte scump pentru mulți părinți, inclusiv pentru părinții din Oradea. După cum am argumentat, părinții din Oradea au avut copii în sistemul public și și-au retras. Nu au pornit de la început cu ideea că nu-și dau copiii pe mâna învățământului public. Ei, săracii, ar fi fost bucuroși ca copiilor să poată merge la școală și să învețe ceva. Pentru ei a fost un sacrificiu și așa abia din punct de vedere socioeconomic, o duceau foarte prost, după câte am înțeles. Deci ideea de a-și ține copiii acasă și de a face școala cu ei era un efort în plus pentru ei. Oamenii aceia nu și-au -au asumat acest efort din malevolență sau din încercare de a-și ține copiii ignoranți. Din contra. Deci ar, ar trebui prețuiți acești oameni. Și deci eu cred că o oh, Legalizarea acestei zone, o, o intrare în, 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 în legalitatea acestei zone, la acest moment prigonită, exilată, ostracizată din învățământul românesc, ar da posibilitatea mai multor părinți cu venituri mai mici sau mai mari, depinde, să-și aduce copiii mai, mai aproape, mai în concordanță cu. Cu valorile cu lor. Subscriu, mai ales că adesea această preferință pentru școala acasă este văzută ca formă de protest în fața slabei calității a sistemului de învățământ, a, 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 a procesului educațional și pedagogic pe care părintele îl găsește la școala din cartier sau la școala de la din sat sau la școala din. Așa și mai ales datorită îndoctrinării la care sunt supuși copiii. Pe calea diverselor inovații educa educaționale. Da, da. Îmi dai voie să-ți fac un compliment? Da, sigur. Da, 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 sigur. Eu ar suna foarte condescendent din partea mea să, să, să mă înclin în fața felului în care vorbești limba română. Și nu-mi permit să o fac asta, dar îmi permit să semnalez că noi vorbim despre un sistem paralel de învățământ, fără ca tu să-l numești homeschooling. Un om care a trăit 8 ani în SUA, care a vorbit în limba engleză foarte mare parte a timpului petrecut acolo, și care se întoarce și care vine în România și vorbește o limbă română foarte curată, și mai ales care protestează împotriva paraziților numiți limba uh, romgleză și a importurilor lexicale nejustificate, șapo. Mulțumesc frumos! 15 ani am trăit în America de Nord. 10 ani în SUA, 5 în, 5 în Canada, și, într-adevăr, uneori sunt tentat să folosesc cuvinte sau expresii în limba engleză pentru că am gândit, am funcționat în limba, limba engleză. Însă, în primul rând, nu vreau să dau acest exemplu. În al doilea rând, am un, un bun prieten la redacția revistei care îmi vânează tot timpul. El, el predă italiana și spaniola. Și este un un, 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 mare anglofil, dar un om care detestă anglofonia. De ce anglofil? Și îmi vânează fiecare... Fiecare, că, mă rog, când discutăm între noi, mai, câteodată mai arunc, mai scapă câte ceva și tot timpul e foarte ironic și uh, sever. Deci uh, am învățat să-mi uh, aceste bani da. Mircea, uh... Am vorbit despre românism, patriotism, naționalism. Am vorbit despre educație și despre nevoia unei educații în uh, slujba veritabilei formări a tinerei generații și formării tinerei generații uh, cu privirea spre uh, viitor, în același timp cu privirea spre cultivarea unor autentice virtuți. Una dintre ele este uh, vorbirea limbii române, uh, 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 acumularea reperelor care formează cultura generală, atașamentul pentru, uh, 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 pentru, 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 pentru patrie și patriotism, uh, pentru bună cuvință și bună creștere, pentru disciplină de vorbea din aur și pentru uh, uh, coerență, inclusiv coerența sistemului educațional și așa mai departe. Aș închide pentru că am în fața mea un uh, reputat doctor în istorie, aș închide dialogul nostru cu, o, aș închide bucla acestui dialog cu o reîntoarcere la istorie. Curios fiind de două subiecte pe care evident nu avem uh, uh, răgaz să le dezbatem așa cum ne-ar plăcea în timpul pe care am vrea să ne-l permitem, dar încerc și eu marea cu degetul. Primul. Trăim epo epoci foarte tulburi, trăim vremuri foarte tulburi și istoria pare să nu mai aibă răbdare, timpul nu mai are răbdare. Cum, cine, cum și cine scrie istoria? Istoria o scriu experții. <laughs> istoria o scriu experții. Experții? Da, eu Suntem în, într-un într vârtej al numitelor narativuri. Nu știu dacă este un cuvânt că vorbim despre acuratețea limbii și despre um, nevoia unei at atenții la, la limbă și sensurile ei, dar suntem într-o într într bulboană a narativelor. Da, adică a Care, care, care da. se ciocnesc pro, propagande peste, peste propagande și uh, încercări de mistificare peste încercări de mistificare și uh, omul nu mai știe încotro să se uite. Cine scrie istoria contemporană? Istoria contemporană ca uh, realitate o scriu uh, deocamdată Maile centre de putere, care sunt centre de putere politică, corporată, economică, ca realitate. Istoriografia, deci discursul referitor la, la această realitate pe care o trăim, o scriu experții, o produc experții. Mulți dintre ei finanțați de aceleași centre de putere. Există însă, slavă Domnului, și surse alternative de discurs care nu e propagandă. Tocmai de aceea ar fi important ca în școală, de exemplu, să educăm copiii în, dacă nu în cultul adevărului, măcar cu obișnuința adevărului, pentru că nu avem nevoie de cursuri de, cursuri de combatere de, dezinformării, malinformării și așa mai departe, avem nevoie de logică, bun simț și de obișnuința adevărului, de obișnuința discursului care are un, care are un referent în, 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 în realitate pentru a ne da seama uh, cine ne scrie, nu istoria, cine ne scrie toată acest, uh, tot, tot acest imaginar în sânul căruia trăim uh, acum. Pentru că noi trăim acum uh, într-o lume de umbre, trăim ca în peștera lui Platon. Ca să revenim, exact. ca să revenim la, exact. la, la, la Platon. Deci, da, există, vedem, se ridică diverse... Nu știu, la noi în România e mai complicat, dar în, în celelalte părți ale lumii, ale Europei și ale Americii, se ridică diverse categorii sociale încercând să spargă acest monopol. Ba fermierii, ba anumiți... Oameni politici sau anumite categorii de cetățeni nemulțumiți, par anumite mișcări de protest. Există oameni care, care simt că nu mai sunt reprezentați deloc la nivelul discursului, că tot ce se spune este minciună, că, că tot ce se spune este o distorsionare a vieților lor. Și, apropo, și de școală, vedeți, adică, vezi, Titanicul acesta e populat cu copiii noștri, e plin de copii. Bun, școala se scufundă, așa încetul cu încetul, dar la bordului sunt sunt copii. O nouă ni se spune că trebuie să avem răbdare, totul va fi bine, mai băgăm o digitalizare, mai introducem un program de recalificare a profesorului și totul va fi bine, mai introducem câteva sute de milioane de euro și totul va fi bine. Ți-aduc aminte de un singur lucru. Înainte de integrarea României în Uniunea Europeană, ni s-a spus și știu acest lucru pentru că am scris atunci împotriva lui, pentru că, fiind plecat, eram conectat la discursul eurosceptic din Marea Britanie și din, și din America. Mi s-a spus că integrarea în Uniunea Europeană va duce la stăpirea corupției din România. Că odată ce ne integrăm, fluxurile de bani de România vor fi controlate tot. Și am scris atunci că integrarea în Uniunea Europeană va spori corupția din România, pentru că vor veni, ne vom. Deci. Ne vom branșa la niște fluxuri de bani și mai mari și va fi și mai complicat și centrul de decizie se va îndepărta în loc să fie la București. Așa s-a întâmplat. Nu. Deci propaganda a fost că se va rezolva și acest lucru. Totul se rezolvă cu un nou gimmick, ca să folosesc în sfârșit un cuvânt uh, englez potrivit contextului. Cu o contextul. cu nouă șmecherie, cu un nou ecran, cu o nouă soluție, cu o nouă uh, alifie miraculoasă sau vaccin miraculos. Ce părere ai de, de recenta rezoluția a, a, a Parlamentului European a, referitoare la conștiința istorică europeană? Adoptată recent, 17 ianuarie 2024. Îți spune ceva? Da. Nu, acum aud și mă bucur că. <laughs> mă bucur <laughs> că tu mai, și tu. <laughs> nu știu, eu fiind. Eu, eu sunt așa. Pentru mine, apropo de istorie, cred foarte mult ce spunea un mare sociolog, omul care, practic, a inventat sociologia ca disciplină serioasă, ca știință, Emil Durkheim. Și el spunea așa, el spunea, nu eu. Și spunea asta la 1880 spunea că gradul maxim de agregare al conștiinței de care e capabilă umanitatea, deci maxima conștiință comună la care pătrânge, este cea al conștiinței naționale. El spunea. Pentru că acolo vorbim de o limbă comună, cum poți să ai o conștiință europeană fără o limbă comună? Întreb și eu. În ce limbă sună conștiința oh, Sunt mult mai multe care, căsuțe care rămân nebifate. Păi ai, nu doar limba comună, dar da. până la urmă ai niște repere istorice da. care din, nu sunt comune. Cel... Dar da, să citesc din, din rezoluție, rezoluția, știi, știi, eu ca jurist sunt uh, triplu inflamat. Rezoluția invită statele membre să-și actualizeze programele de învățământ și metodologiile de predare curente pentru a direcționa atenția Atenție! Ce? Pentru a direcționa atenția de la istoria națională către cea europeană și mondială. Și pentru a pune un accent mai mare pe înțelegerea istoriei supranaționale. În special facilitând existența unor perspective multiple asupra aceleași perioade istorice și aceleași eveniment istoric. Un limbaj de rumeguș, da. o, un, un talmeș-balmeș, o recomandare care mâine, probabil, foarte probabil, se va traduce într-o directivă, deci din da. recomandare va deveni obligatorie, și istoria națională, pe care o știam eu ieri, mult mai puțin ca tine, se va mătui în fața strălucirii unei istorii europene comune, neapărat comune, care să stea la baza unei conștiințe europene comune, care este o fantasmagorie. Și nu spun dintr-un spirit anti-european sau antioccidental sau, sau. Nu, nu nici nu-mi plac etichetele astea. O spun, nu se poate, vorba ta. Sunt niște. Pentru a avea o conștiință comună, trebuie să bifezi niște elemente comune care, în cazul de față, oricât de mult ne-ar plăcea nouă, oricât de mult ne-am străduit, nu se pot bifa. Ori, ceea ce, ceea ce reprezintă acest document nu este altceva decât un instrument de propagandă. Ca astăzi, iar mâine, posibil să se transforme într-un instrument legislativ care, la rândul lui, să fie utilizat răspoi mâine ca instrument de represiune. S-ar da. putea să sune foarte sumbră. Nu, așa um... e, așa, așa, cam așa sunt pașii. Sunt foarte multe lucruri care par la început că sunt uh, simple elemente propagandistice, dar de fapt sunt pași legaliști. Într-o într anumită direcție sunt trepte pe care sistemul și le așează. Deocamdată, sigur, el sună a instrument care vrea să delegitimeze predarea istoriei naționale, într-o primă fază. Pentru că, din directivă, se înțelege că istoria națională e depășită, ilegitimă, toxică, prea mică, meschină, e ca vlahuță în istoria literaturii române. Exact. Mic, mediocru nu ne interesează, e desuet. Desuet. Uh, Bun, dar, bine, dincolo de imposibilitatea de a scrie istoria europeană fără, fără istoriile naționale, dincolo de... Uh, această istorie europeană, uh, dacă vă să o facă, ar trebui să o fac atunci eu propun, <coughs> să se introducă peste tot obligatoriu, de la clasa I, studiul limbii latine și să facem uh, istoria europeană și să construim conștiința europeană în limba latină. Sau în greacă veche, elină, Atunci. Atunci vorbim de conștiință europeană. Mergem la rădăcinile europei, care sunt greco-latine, și facem conștiință, facem curs de conștiință europeană în greacă veche și sau în latină. Foarte... Pe, 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 extraordinar. Având, având, uite, foarte bună ocazie să închidem dialogul nostru cu această propunere de luată în seamă de mai mari europei, să reînvie limba latină și greaca veche. Ca vehicul al conștiinței europene. În plus, această conștiință europeană va, se, va, se va molipsi de a învergura limbilor menționate, de logica perfectă a limbii latine, de frumusețea ei și va fi o conștiință europeană depusă în vitrină la care să se închine ca la o icoană toți europenii. O o, e o bună sugestie domnul Platon, sigur am un descendent din marele filozof. Tot ai pomenit de peștarul Platon. Îți mulțumesc pentru privilegiul de, de a te fi avut ca invitat. Și dacă este să mă plasez în peștera lui Platon, în seara asta am fost în peștera lui Platon <laughs> cu o diferență. Pe peretele din spatele meu nu sunt umbre pe care să nu le pot desluși, ci e un mesaj foarte coerent pe care îl recomand tuturor celor care ne privesc și îi invit să ne revadă când va într-un viitor apropiat, cu condiția să-și accepti invitația. Mai e drag, Mulțumesc foarte mult și eu îți mulțumesc foarte mult!